Te pop, te pop, te pop, da Matrix, te pop. Așa, stați puțin, stați puțin, să dau și eu un share, o secundă, o secundă, o secundă. Așa. A, noroc, noroc, noroc. Ce pula mea cu ei? Dacă vrei să intrați, mă trebuie să faci o aplicație pe Discord. La ce te referi? Jafu, vedeți și voi. Vedeți și voi, vedeți și voi. Toată lumea dă. O să vă dați seama despre ce e vorba imediat, băieți. Dați acolo like, share, abonări. Nebunii, păi nu mai fac glume de astea, că nu sunt ok, da Matrix, nu sunt ok deloc, să știi. Dați acolo share toată lumea. Like. Am venit și eu acum. Da, păi și aseară a fost bine. Aia, lasă-l pe Zenu, Zenu e nebun. Dați acolo like, băieți, dați acolo like, 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 toată lumea, like. Like. Mai dau și eu un share aici. Și un share, nu să mai dau și eu pe aici. Nu mai dau share-uri, gata, au ajuns share-uri. Hai, 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 hai! Hai pe live, pe live, dăm jaf, mergem, batem, ne batem cu toată lumea, hai, dați acolo like-uri. Nu-mi zic că am luat creș. Dacă luam creș, o nebuneam. Hai, hai. Hai, că deja elicop... Nu-mi ziceți că se dă jaf la biju, că nebunesc. Bă, mă auziți? Da. Au plecat două elicoptere de poliție spre paletă, gen, spre highway. Am crezut că se dă jaf la... Da? Am crezut că se dă jaf la Biju, dar am trecut prin față pe la Biju nimic. Vă pup, vă pup, Păi băieți, eu o vă să pup. stea pe plajă în paletă, cum fac de obicei. Am înțeles. Cum pe mei să intre cu tirul în ei. Bun și meteleuri, să știi. Nu, tir de la 3 milioane, dar are capul Oh, întortit. bun, și ăla e chiar bun Știi cum ăla. intră la. Acceptabil, aș putea spune. Vă pup, băieți, vă pup. Ai picat? Cum dracu ați picat? Am acolo, că n-a fost greu, crede, m-au avut unii mai greu ca voi. Oricum, o să vedeți ceva ce n-ați văzut, n-ați văzut în viața voastră. Dați acolo like. Jaf, rect, jaf. Bă, dar ce dracu se blochează așa, că mă iau nervi. Gata. Mă duc să bag benzină. Câte? N-am niciun ban la mine, baga mea și... Oi, bade-i pe eu suc, ești bun. Salut, Fabi! Vă salut pe toți, băieți! Vă salut, dați acolo like-uri! Te pup, prec!
Așa, 30 de oameni și 20 de like-uri. Bun, bun și voi așa, dacă e. Haide puțin acolo cu like-urile alea. Te pup, Clodule, mersi frumos! Că era ori nemarcat aici. Ia stați puțin că am 300 de mesaje. O secundă, trebuie să adaug pe cineva care a luat task cu băieți și după... După... Așa... Bun, ne-am dat și la băiatul ăsta grad. Toată lumea face live, toată lumea face live, că e ceva mișto, o să vedeți. Am băgat benzină de 20 de lei și mă îndrept spre banca. Hai că da, hai că da, dacă e. A ajuns toată lumea acolo? Imediat ajung și eu. Am băgat benzină de 20 de lei și mă întreb că te pacific. Bun. Vă aștept, vă aștept cu ce aveți mai bun. Să încadeți mă la cameră, nu mai trebuie status. Cod 6. No, no. No, no. Să încerc cum mergeți toți acolo. Păi suntem 2, 4, 6, 7 suntem. Bun. Domnule Gustav. Nu sunt, am înțeles. Am ajuns. Acum, acum dăm jaf. Cum mă, vei sta la bani. Ok, perfect. Hai. Nu știi care e situația acolo. Da. Păi și alea de unde le-au? Chitoile? Da, da. Vi la mine acolo, știi tu unde. La tine, ok. Acum am plecat. Ce? Păi ești. Ce au plecat, mă, să mărcați din icoții, ești nebun. Hai, mă, 40 de oameni pe live, dați acolo subscribe și like și toate alea. Subscribe și like, toată lumea. Bă, dacă o să facă, dacă nu o să facă, tot îi bat. Adică, poate să facă ce vor ei. Poate să facă ce vor ei. Aro. Aro, gara. E toată lumea acolo? Eu? Bă, eu văd... 6 persoane. Mersi de subscribe, dați like acolo, facem 50 de like-uri, că suntem 40 persoane. Hai! Hai puțin! Păi cine trebuie să mai vină? Ce care mai? Sunteți? Care așa. Sunteți? Care sunteți? E, ia, fă tu prezența, cine a pus punct acolo și zi-mi dacă sunt toți. Ia, stai așa o secundă. Imediat. Cam... Ia
să vedem care a pus punct aici. Da, na, 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 na. Butelii, ești aici? Zi. Eu n-am pus acolo. Da, e prezent Butelii. Da. Bun. Știu, te-am eu, te-am eu la mine. Don Ciccio. Și Don Ciccio. Da. Dios. Nu e Dios, sunt reprezentantul lui. Ah, ok. Yeah. Așa, Tony. Aici. Malek. Aici. Și cam atât. Bă, din aia care au pus acolo punct sunt toți aici, să știi. A, da? Bun, perfect. Da, restul care îi mai pus tu pe listă, îi știi tu. Uite ce să fac, vă salut băieți, salut Ando, salut Raul. Ce să zic, uite dăm un jaf mișto de ăsta, așa elegant. Și nu fac 50 de like-uri cu 50 de oameni pe ăsta. Da, Marius e pe tot ce vii acolo, la unde făceam transporturile înainte, știi tu. Ok. Hai, în 5 minute să fiți maxim acolo. Fă-li, fă-li schemă, fă-li schemă, robule, fă-li schemă. Ce bun, ce bun. A, e bun? Salut, Laur, vă pup pe toți, băieți, dați acolo like. Ia o, și o donație. Și un subscribe. Te pup, Palade, te pup, mersi frumos. Bă, nu cred, nu cred, nu cred că o să facă, dar vedem, dar vedem. În cât timp ajungeți, Marius? Eu ajung în 2 minute. Greg are probleme cu orașul. Eu cu John ajungem într-un minut. Bun, hai, vă aștept și voi și vă discutăm. Mersi frumos de donație, te pup, te pup, Palade. Ia auzi încă una. Mamă, ce oră miroase să mor eu. Te pup, te pup, Ian Fredo. Ce faci, mă, Ian Fredo? Te pup, mersi frumos de donații. Știți că nu suntem, nu se uită nimeni la noi de sus. Nu ne campează nimeni de pe dealuri. Unde? La documente? Nu, mă, aici la amfiteatru ăsta. Păi recrutările la serviciu se fac în propriu în fiecare zi. Da, o mașină. Dai mă la sală. Da, da, Tudor, da. Întrept înapoi spre locație. Mie îmi spui? Gustav, vină într-o să mai... Ce? Vină să mai de la Crips. Ce să cenzurezi? Nu, tu rămâi acolo, sus, pă... Și tu. Ce să cenzurezi, mă? Ok, ok. Sau nu, nu, nu... Du-te acolo, lângă Vespucci, știi tu la care aeroport. Ai auzit? Da, mă, Fredo, mă, nebun. Hai să dăm facem 50 de like-uri sau... Du-te acolo și scoate elicopterul. Sunteți nesterioși, că mă enervați de acum. Ia auzi încă una. John, și cu ce mai țin cont, da. Să vină... Te pup, Palade, te pup. Poliția bani mulți? Cum mai intru. Bun. Rahatul? Lasă, mă, ce vrei și ăla, e bun pentru... Hai, salutare. Ceva. Salut, salut, salut. Salutare, salutare. Salut, salut. Cotșa, bă, nu mai fi mult. Nu serios. Hai cu 50 de like-uri acolo, lăsați acum jaful. Că jaful oricum se dă, dați acolo like-uri. Să vă scoateți numerele. De la mașini. Cu câte mașini mergem? Toate. Cu toate? Ok. Aveți grijă să nu le parcați pe trotuar, da? Mașinile, când ajungi să... Nu pe trotuar. Păi nu pe trotuar. Păi zis pe trotuar. Am zis? Le parcați pe trotuarul. Mersi frumos de donații, vă pup frumos. Băi, mersi mult. Te pup, mulțumesc frumos. Conceați la bancă? Hai că da. Mersi frumos. 2, 4, 6, 8, 10. Mamă, încă una, haide! Haide că... Umplu golul în seara asta. Deci două. Deci una peste alta, te pop tas. Bă, lăsați-mă să aud și eu, gata.
Bă, nu pot să cred! N-aud nimic. La tăr nu mai știu. Așa. BK0, vă pup, băi, mersi frumos. Mersi frumos. Bă, ăsta nu-i. Unde e ăsta? Mersi frumos de donații, vă pup. Bă, la, nu știu la cât la third person, dar nu știu exact. Oricum, e mare de la morții lui, văd tot. Acolo, cred că e 50%. Aolo, Dev, te-ai dus pe băciucă, Dev. Bă, mersi frumos de donații. Lua-mă, Jafu, ce ești nebun? Unde e olandezul? A scris acolo că își culcă copiii după aia, dar nu știu că nu cred că m-ai dat. Schimbare de plan, toate și. Dacă mai ai nevoie, pot să aduc eu, mă. Stai așa. Corect, că a promis că numai de Jafuri, așa e, așa e. Hai aici la Jaf, mâncava-și gura. Mergi la camerii? Mamă, încă una. Haide! Mamă, încă una. Să moară ce am pe casă. Dați, vă dau. Să vă dau. Moderator. Lui Natasha. Mă, e Palade. Palade, mai scrie ceva, mă, pe chat, ca să-ți dau moderator, că mi-ai dat mai mult de 5 euro, sunt sigur. Unde ești? Unde e Palade? Așa, Palade, moderator. Gata, v-am dat moderator. Mersi frumos de donații. Dă-te acolo înapoi atunci. Mersi frumos de donații, mersi frumos, vă pup. Bă, nu faci și un 50 like-uri, mă, serios? N-au mai zic nimic. N-au mai zic nimic. Bă, melodia, nu mai știu exact. E aia de la Coffin, nu știu cum. Bine? Salut, Toxic, salut. Păi m-am supărat, tata, nu poți să vii cu mașina aia pe acolo. Da, mă, da, hai Gustav, vin cu ar Gustav. Ar merge trimis un arbitru noi să se ocupe de un polițai prin răspuci undeva. Să mai atragă așa atenția. Nu, e ok. Păi iau eu la alerga, dar sigur nu se vine. Înțeles. Dar testăm. Păi iau eu la alerga, dar testăm. Dar am înțeles că se poate, dacă face parte în grupul nostru. Da, da. Te mai colcă prin alte părți și după ieși cu un minus la bancă. Exact. Asta bun. Păreai, da. Bun. Deci avem în felul următor. Butelie la bani. Da. Malek la bani, cămă la bani. Da? Okay. Bun. Bătrânul la principală, Tio la principală, Rei la principală. Băiatul lui Rei, nu cred că e Rei. Băiatul lui. Daniel, bun. Daniel. Tony la secundară, Don la secundară. Ia-uzi. A, e toxic, n-ai ce să faci. Și mai departe... Iar mai departe, pe bani, pe bancă, pe clădiri, am eu anumite persoane, n-o să zic. Știți voi de ce. Da. Cel mai bine. O să mă duc să iau garda după mine. Da, dar încercați momentan să dați de bătrânul și vedeți pe unde e. Și dați stația și spuneți-mi când e el gata, să știu ce fac, da? Bun, hai. Bun. Dați de bătrân, când e să plecăm, când o să dau eu anunțul să plecăm, toată lumea se urcă mașini și se uce fiecare pe poziția lui, da? Vă parcați mașinile lângă bancă și vă dau detalii în timpul jafului. Aș vrea să vorbesc cu Camătă și cu... Da, vorbiți voi, că eu mă duc să bă, sper să vă țină, sper să vă țină Palade cu Fredo. Da, da, tot să mai ai șanse. Bă, să-l băgați pe bătrân pe stație. Camătă, mă auzi? Bă, cel mai simplu, dați-i un mesaj cu stația, care aveți numărul lui. Hai puțin să vorbim aici, să-i explicăm și domnul Malek, că n-am voie în fost. Așa. Păi dar nu sunt eu, Cămătaru. Unde-i Cămătaru? Cine? Nu, că degeaba... De ce, bă, degeaba donezi? Că-ți dau moderator, mai ai 2 euro și-ți dau moderator. Gustav, auzi pe gânduri 2 minute pe helipad. Ai auzit? Și Johnny pe gânduri. Bine. Domnul Malek. În bancă sunt în total 4 mese. Camăt, o să iau eu prima masă, fiindcă tu trebuie să deschizi. O să se deschide safe-ul domnul Malek. Când se deschide safe-ul, eu la Ice, pe live? O să fie doar o masă.
când se deschide safe-ul, eu o să iau masa aia repede. O să apoi dăm mesaje și o să aflați mai fi ce. Ușă de deschis, IC o se angajează. Tot se întâmplă IC. Domnul Manec la masa din dreapta și luați masa din dreapta. Cam întâi tu masa din stânga. Da? Ok. Nu știu cât e. A, te-ai dus, te-ai dus, Ianfredo, te-ai dus. Ia din mafia ta, am șanse să intru? Ai șanse și așa, năsote. Depinde cât de mult muncești. Vă scoateți puțele, să nu uitați. Da, i-am scos, am scos. Să luați cu control, nu poți să zic. Păi asta, mă duc să-l caut. Dacă nu, dă-i mesaj din. Lasă cardul lui mătă jos. Bă, mersi de donații, vă pup, vă iubesc, mersi frumos. Mersi de donații. Bă, Acadian, mersi frumos, stai așa să văd cât mi-a donat Acadian. Mersi, Acadian, te pup. Stai așa, dashboard. Hai, bă, mergi. Te pup, Acadian, te pup, mersi frumos de donații. Mersi frumos la toată lumea. Hai bă, păi da. Până, ia m-am speriat să moară champion. L-ai văzut la vitrină? Ce la tate ești, Gustavo? Nu-și găsești MG-ul să mor tu? A, mă, că nu-i trebuie, băi, MG, că îl bat eu, eu mor eu. Îmi donez tot jaful, bă, lasă-mă să aud! Ce dracu fac, mă? Lasă-mă să aud aici, să fiu ochi și urechi. Să fiu ochi și urechi. Ah. Așa. Ok, stați o secundă băieți că mai am pe aici să văd câte ceva. Iar m-am speriat cu aia. Masă. Cowboy. Da. N-a luat mă task-ul. Bine. Bă, îmi pare rău că n-ai luat task-ul, zic sincer, Acadian. Pare rău. Bă, lăsați-mă să aud la jaf aici, vă omor. Nu, încă nu, încă nu, în câteva minute dăm jaf-ul. Malecu, stai că vin și eu cu tine, unde ești? Am revenit. John? Salut, Whisper, da. Salut! Bun. Să văd dacă ești păstăți. Grecu, ești acolo sus, nu? Da. Bun. Dăm jaf, dăm jaf, dăm jaf! Da,
ta 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 ta. Am pus bagaj la un membru, am înțeles. Am înțeles. Aia e. Să te facem o mașină și de la barca? N-am înțeles nimic. Nimic, nici de bun. Le-ai băgat pe bătrân aici? I-am dat un mesaj, dar nu știu acum. Păi dacă nu intră pe să-ți... Ba da, mă, da, mergem la Jaf, ești nebun? Mergem toți la Jaf. Nu contează, mă, lasă-i să vină, auzi, lasă-i să vină. Lasă-i să vină, că-i aruncăm în aer. Îi aruncăm în aer, băi, litele, îi aruncăm în aer. Așa, am avut o problemă tehnică. Gustave, facem o mașină de cei care intrăm în banca? Să intrăm toți deodată. Nu se trebuie neapărat să intri. Poți să fii cu trei mașini, doar să nu le parcați pe bordură. Vreți și voi acum, dacă vă sunteți nebuni și vă luați bani, aia e. Hai acolo cu 60 de like-uri, cu 60 de like. Hai că nu mai pot. Întâlnim noi cu bătrânul, îi spun să intre pe stație? Normal. Da, da Whisper, da. Păi tu nu ai, dar nici prea mult nu mai ai să iei bani. Nici tu. Așa, aici e totul bine. Să vă mai mișcați un pic. E. Păi tocmai, dacă mai jucai puțin, probabil să o ai și tu. O, grecule, ceva rău, te-ai plictisit acolo sus, a? Mamă, amenințări grele, Gustavo. Cum auzi? Ah. Sus pe helipad? Au băieți mei! Haide! Hai bătrânul, da! Hai bătrâne, hai! Dăm după tine, ce facem? Dacă intră pe principală, pe tine dau vida. Procesi principală, bătrâne. Poți să stai pe spate, că sunt eu cu tine. Butelie, Malek, da. Haideți că merg după voi, mergeți voi în față. Ok, ok. Acolo? Unde ne vedem? Nu, unde ne vedem? Stați așa, că am găsit un elicopter de poliție pe clădire. Bătrâne, eu o să dau anunță și mergeți spre bancă, nu trebuie să ne întâlnim. Tu stai la principală, ceilalți știu ce au de făcut, că am vorbit cu ei. Păi atache? Stai să-mi dau numerele jos, bă. Uitai. În momentul în care ieșea bătrânul... E și bătrânul, e și Gustav, e și...
Bă, vedeți că noi am plecat la bancă. Adică cei de aici de sus au plecat, nu știu de ce. Plecat nimeni, suntem mai jos atât. Ah, ok. Chiar trece o mașină de poliție spre... Chiar a trecat. Că atac principal. Aia mișcare, mergem? Gata, hai. Plecați, plecați, elicopterul ăsta stă în aer, ca să știți, că e aici, lângă noi. E, aia e, neserios. Hai, nu contează, hai. Noi am plecat, plecați, noi am plecat. Plecați, plecați, hai. Plecați. Mai așteptați puțin, mai dă o tură, mai dă o tură. Mai dau o tură? Da, mai dă o tură, bătrâne, până ajung și e că-s la... Suntem la benzinărie în spatele băncii. Aia care trebuia să fie la safe, trebuia să dea deja, mă, că noi suntem aici. Cine dă? Avem cine lasă? Uite pe băieți, da, uite pe băieți, vin acum. Hai, cheturile ați plecat direct jos. Gustav, zi-mi dacă îi vezi venind spre mine. Da, au ajuns chiturile? Grec. Hai băieți de la... Vezi că mă bag pe parte. Cine e PG, mă? Grec. Grecan. Am intrat principal. Că mă bag cu elicopterul de pe spre parte. Hai dat, hai dat. Vin cu lătii în spatele. Da, mă, sui pe ventilator să... Tână, într-o. Bine. Haide, bă, cu like-urile alea. Sunt spețe care trebuie să vină la bani. Coco, tu ești pe bancă? Sunt la ușă, da. Betrine, hai afară. Dacă nu vine elicopter, e lux. Afară? Păi hai, vină cu asta, răgeam. Aqui, noi stăm aqui. Se aude elicopter de poliție. Aqui contigo, tu mi... Supra eu să-i voi felici că e puștat aqui. Le pușcării, le plângerii, futei de Gustav, mâine. Să arunci telefon. Aoleu. Bă, aruncați-vă telefoane, telefoanele, da, da, telefoanele. Și butelie. Da, 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 s-au dus, domnul. La secundară sunt băieții pe poziție? Da, da, da. Este. Ce spuneți, băieți? Haideți, vezi că intrăm în interior. Intrați, intrați. Intrați ca la voi acasă. E liniștea dinaintea furtunii, să-mi va pe bore. Păi, în bancă, faceți ce vreți să fac acolo. Ba, da, se puțin că imediat. Sus pe bancă? Se aude mașina de poliție? Pe la secția aia din Vainu se aud. Se aud, se aud, au zis armor să se audă. Vainu, două duster. S-au oprit soneriile, voi. Ne face șuste. Șuste per șuste de-ale. Condastor urca. Ăsta perișusta. Era o nemarcată aia, nu? Nu, cred că era Gustav ăla. Da, în fața băncii n-ar porce de niciunul. Grec, știi cu elicopterul să urli, da? Când da, vine. Da. Ce mașină e asta? Se trage deja. Aud în pușcături. Doi elicopter, e mort, e mort. Elicopter, de gardă. Pe Vainot, poliți pe Vainot, poliți pe Vainot. Doi elicopter. Doi elicopteri pe bancă. Elicopter deasupra bănci. Pe bancă, pe bancă. Și G, ai grijă, Greg, G. Coco? Ne-a marcat în spatele băncii? Aveți grijă mașină de aia neserioasă care stă în dreapta. E picat Coco, pe bancă. L-a picat pleacă, pe Coco? Da, pleacă, pleacă elicopter de pe bancă. Oleu! Elicopter pe... De unde mi-a tras, mă? Mi-a tras una, să moară ce-am picat. Sunt mor șoferul la elicopter, cred? Sunt polițiști de pe ventilator. What the fuck? Sunt polițiști la Kiss Max. Din spate la bancă, de acolo trage. Sunt polițiști la Kiss Max, ca să știți. Cui? Ne-a marcat și Ron și ne-a marcat mașina în spatele băncii. Mi-a dat două glonții și prost. În fața băncii, gen, pe lângă bancă pe acolo? O să vin cu o mașină. Da, au luat și G-ul. Vin cu o mașină, să trageți în ea. Au luat G-ul? F! Și trageți în ea, trageți în ea, trageți în ea, trageți în ea. Unde ești, mă? De pe Vainud se trage. Sunt Gustav acolo. Gustav ești mult picat? Pe bancă. Nu, 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 nu. Vine elicopterul, John. La colț, la colț, la colț.
Ave, tu ai fost în fața băncii, am tras după tine? Da, pe Pablo, pe Pablo, pe Pablo, pe Pablo. Hai să coborăm jos. La vainul de acolo. Încerca să coborăți. Ai găsit cardul? Da, da. Era clar, mă, că o să strângă mulți. Dar nu contează, nu contează, nu contează. Secundara, ești bine? Eu, da, ăsta meu nu. Hai, butelie, ce faci? În bugate-o ăla. Mă duc secundara. A, sunt dicoți în dreapta băncii. Sunt dicoți la principală în dreapta băncii, ca să știți. Drama e principală. Ține, sunt ce ăla, sunt 3 dicoți atât. Pleacă elicopter din nou de pe Pablo, nu știu unde plănează duce tot ăla. DPF, tragerea secundară. L-au luat F-ul, Pablo l-au luat. Și Pablo, probabil. Hai să mai ținem timp în bancă, dacă știți ce zic. În spatele băncii, să mă ridicați în caz de ce. Dicot la secundară. A intrat? Nu, acum vrea să intre. Bătrâne, stai principală. În dreapta la secundară 1. Hai acolo cu like-urile alea, 60 de oameni, 60 de like-uri, băi, dați acolo like. Nu te mai bate, bătrâni, dă-te. Aoleu, ăla, culca pe bătrânul. Nu. A culcat pe unul de aici. Bătrâne, dacă poți să-l iei, ia-l și dă-i. Deține-o. Ar fi bine dacă aș putea să-l și iau. Baga mea și pula eu. Motor, dă-te din fața de cot. Motor, dă-te din fața. Ai cineva în viață? Da, eu în bancă, cred că sunt singur. Lași secundară de cot. Mai e cineva în viață? Cum să țin ușa? Nu. O să intre el. Mai e cineva? Mamă, să moară ce-am pe casă! Jos aici. Na, e imposibil, uite că ți-au intrat odată, ești nebun la cap. Bă, nu faci noi 100 de like-uri? Deci cât ți-au intrat, mă, cu ei? Na, ești nebun la cap? Ești nebun la cap, n-am avut nicio șansă. Da, mă, n-ai văzut cum stateau aia și-au pușat ceilalți cu aia. Aia e, băieți, aia e. Am văzut, grecule, aia e. De mare angajat. Bă, dar l-am bătut pe ăsta. I-am dat căpățina lui ăsta, băi. I-am dat căpățina. I-a pus cătușii. I-a pus cătușii. I-a pus cătușii la gabor, băi. Dar mi se pare că l-am bătut cu aia. Ia stați, l-am bătut pe ăsta sau l-a bătut altcineva? Stați, dau puțin live înapoi. Ia. M-am dus. L-am bătut, mă. L-am bătut cu aia pe ăla. L-am bătut pe ăla. Dar nu sunt mulți polițiști, mă, nu sunt mulți polițiști morți, o să vedeți, că n-am bătut așa mulți. Nu contează, dați like!
Toată lumea, dar să fie încătușească dacă... Lați-l mai întâi pe aici. Pe domn cadet. Păi acum l-a ajutat dacă mă pot dau aici. Să fie încătușă, da? Nu, ce să fie, să fie că... La perete acolo, hai. Contrează bancă. Bă, aia e, aia e. Mamă. Bă, dar nu zic și ăștia, dă-te dau parte. Nu zic și ăștia dacă... Dar Def nu e, mă, Def nu e aici. Ți-a dat seacă, Def nu e aici. Te război, pe no. Cap. Ce război, uite și niște glanțe aveți acum. Nu a dat jaf, nu a dat jaf. Nu l-am luat, mă, ce-i tot atâta, nu l-am mai luat. Nu știu unde e. Hai să mergem și noi să ne schimbăm. Mai e clar? Careva jos? De ce? Nu cred. Stai că vreau să... Ce s-a întâmplat aici, domn doctor? Ei! Ce e gal, mă? Ce e gal cu aia? Ai văzut că s-au intrat 90 de polițiști, ești nebun la cap? Ce e gal? Ești nebun la cap? Aolo! Mamă! Pe loc, vă rog, și după mergeți la teșchia lângă ceilalți. Pe loc! Să trăiți. Da, da, puteți să mergeți la teșchia care n-aveți mască. Mergeți acolo lângă... Măl de naier, Costi, de ești! Aha, nu? Mi-e prea rău să moară cu ce-am pe casă. Eu am vrut să schimb cardul aici și așa. Vede că... Da, vedeți să nu vă depozitați bani din greșeală. Nu mai zic nimic când aveau elasticele aici și m-a venit răva puțin. Oh, dar te spără, mă... Da, m-a supărat când aveau elastice să bă... O cale, te ieșiți afară din bancă. Mai repede. Domnul, vedeți că v-am dat mască. Aoleu. Mai dau o dată că vă chiar. Da, aoleu. Da, da, fă-mi. Stai așa, unde-i camera? Unde-i camera? Uite, a, dar nu mă prind. Dar ce s-a întâmplat aici? Că eu am fost trimis jos să iau credit de la bancă, că mi s-a acceptat credit. Da. A vrut să-i... Păi aveți și cu banii de acolo, că m-a trimis doamna de la ghișeu de aici și... I-a zis să ducă el jos, i-a zis să ducă el jos. Ce a făcut? Unde chemați-o aici de față? Că am actele acolo. A plecat de fugă. V-aș ruga să vă liniștiți. S-a supărat, mă. Te liniștiți, șeful, te liniștiți, se pare să ne liniștiți. Ce s-a întâmplat, că nu înțeleg. Domnul ăsta, deci domnul, se pare că e impacientat. Cine, șeful? Cine e impacientat? Bă, am bani de amendă cu aia, iar futu-ți Dumnezeu. A, deci am 60 de cam pierdut. Fiți impacientați, domnul. Aia, cu poliția, da. Nu, ei, nu știu. Noi nu suntem. Bă, ești nebun cu aia, când vin 60 de gabori, e imposibil să ieși. Uite cât sunt. Bă, n-au fost chiar așa mulți. Chiar n-au fost chiar așa mulți. Ce-mi face soția acum? Ce jigniți că e un băiat? Are 2000 ani în bancă, eu n-am. Eu nu am de unde să știu dacă este persoană de sex feminist. Bă, când sunt mulți e imposibil. Am văzut, n-am. La mișto, sincer vă zic. Aș putea să zic și mie că mi se pare că ori vă dați la spate, ori nu, sincer vă zic. Că nu pot să-mi dau seama. Nu contează, îți dă el un leu, Andrew, cred. Că îți trebuie un leu ca să-ți facă cazier. Știi ce zic? Lasă cu aia că ești și mea chiar odată în viața asta. Cine? 008 al meu. Poți să-l muți, te rog frumos, pentru... Betrino. Bă, dați acolo subscribe, like, ce vreți voi, abonări, nebunii, dați acolo like, nu mai fiți nebuni. Aoleu, ce-mi face soția acum? Mai stă mult că mă dor picioarele. Au, și pe tine? Da. Ai eu la 58 de ani. Te vezi? Bă, tata, și m-a trimis băiatul ăla, că du-te schimbă și tu cardul, puneți o mască pe față. Da, dar vezi că aseară când nu se făcea pe live, aseară Ken se uitau polițiști și de jos la noi. Vezi că nu-i chiar așa. N-ați mai avut bani de
Ce domnul dumneavoastră. Gata, șefule, lasă-mă, cațiș, că sunt supărat și îți dai seama. Eu? Stau am un bucan. Dat-o la schimb asta. Dumneavoastră, la domnul Cucar, de ce să mai zic, că mi-a zis să iau creditul de jos. Și uitați ce-mi fac, mă trezesc. A, am înțeles, am înțeles. Bă, nu știu, Whisper. Nu, nu mai am credere în băieți. Norocul tău, norocul tău. Nu știi, mă, că toate te trag în piept. Mai bine mă duc la Cămătar, mai bine, cred că îți mai e siguranța acolo. Nu-mi dau glonț așa. Mai aveți ceva de făcut, domnilor? A picat serverul? Aoleu. A picat serverul, mă? Too late. Nu, vreau să văd dacă sunteți bine, aveți nevoie de ceva. Am nevoie de ajutor. Du-te linie, că nu vreau să ai probleme. Am nevoie de ajutor să mă scos de aici. Sunt în linie. Aici e linia bună. Simțiți careva rău sau ceva, aveți nevoie de ajutor? Da, mă doare picior aici. Uitați că sângerez mai pot, aoleu. Ok. Deci stați așa. Care e colorată, da? Toți. Da. Scuzați-mă puțin. Vă rog, dacă se poate. Parcă aș mai face un credit. Cred că ți-ai face o programare la medic, să fiu sincer. Cred că domnul Șara unde lucrează, ca să mai vin o dată, că poate medic, nu știu, medic. Ce scrie la mine pe spate, întrebare? Mai găsit pe cineva, domnul medic. Opa! Din orectific, avem 9 suspecti, am nevoie de 5 mașini pentru transport. Fizioterapie, faceți domnul Șara. O secundă, stați așa, să-l ajungi și după aia vă... Bă, stați pe live, că nu s-a terminat. E bătut de mult. Eu vă zic. Ba da, domnișor, aveam nevoie de ajutor. Da. Păi mă lăsați mort acolo pe geamă. Agentinul, status code 0. Da. Mamă, nu mai zi, Denis. Aduc un cuțit, uite-l pe ăla cu shotgun-ul. E doar spreticele, acum am vătrat. 2.100.000, Vlad. Mulțumesc. Dați-mi și mie ochelare jos, că nu vă bine. El e de la așa, nu-i problemă. Vreau să mă duc la ski prima dată, da. La fel, la aceeași postură și eu. Mulțumesc. Nu. Rămân dator. Mulțumesc frumos, domnișoară, mulțumesc. Cât de des? Păi uite, de exemplu, eu aseară am luat jafă. Acum 2 zile... Da, domnișoară, puteți să ieși. Am luat din nou, acum 3 zile l-am luat din nou, acum... 4-5 zile l-am pierdut, depinde. Mulțumim pentru asistență, domnișoară. Încântați-ne cu mersul de la spate. Da. Depinde, Vlad, depinde. Cred că Vlad. Ce ne aveți? Păi... 58, tată, 58. Aseară ați prins mulți pentru că ne-am întors noi, Radu. Am pus banii undeva și ne-am întors. Am venit să schimb cardul și e fost să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și să mai vreo 10. Aoleu. Ai înțeles? Radu, noi dacă voiam să plecăm, prindeați unul sau doi oameni care erau într-o mașină sus pe Vine Road. Verifică dacă sunt mașini de transport. Dacă nu... E bine. Transmiți după. Dacă nu ne întorceam noi, nu se prindeau 8 oameni. Și noi am vrut oricum să intrăm mai toți la pușcărie. Dați acolo like să fac și 100 de like-uri, băi. No. Da, noi am plecat cu banii, noi banii. Era o mașină de mult când ne-am întors noi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sunt gata mașinile. Sună o persoană.
Aoleu. Aoleu, cu muniția statului, eu te cum să bate jo de banii mei, să moară familia mea. Mai primesc pensiul la ei. Beric? Da, Negavi. Raportez. Gata mașinile. Toate? Aoleu, eu... Dar alte mașinile. Două per... Așa, bun. Corect, Denise. Mai adu poliție și încă ca să-i transferăm frumos în mașini. Să nu mai stăm aici 30 de ani. Dumnezeu, Gabi, pentru ăștia ne state. Nu atacă mă nimeni transportul, coi, nu mai fiți nebuni. Nu atacă nimeni transportul. Ăștia ne state. Nu atacă nimeni transportul. Da, o să fiți procesat primul. Ok? Nu atacă nimeni transportul, băieți. Nu atacă nimeni transportul. Vârsta de nevoastră. Am vrut să facem o chestie și să vedem dacă chiar să faci meta și din păcate s-a făcut. Așa, bun, câte un cadet, ia cât... Bun, ia câte unul. De șef. Unde ținut, îl transportă la... Eu mă duc cu domnișoara. Domnișoară, haideți. Haideți, 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 haideți. Transportă-l la mașină. Pa, bătrân! După care, după ce îl aveți în mașină, veniți și luați pe altul, da? Sper că s-a înțeles. Bun. Duceți... Ține. Scuze. Pa, cred că stați în Nexus-ul meu. Polo. Na, mă urcă Polo, fraieri. Trebuie să vă deschide mușile. Haideți după până. Mai urcă un coleg cu mine sau? Lăsați domnișoară pe jibul lumea, o doi. Haideți pe-ți. Aici? Da, 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 urcați aici în spate. Hai că m-am pus eu, m-am pus. Mă scuzați. Denise, tu cu ce vin? E full? Așa, urcă-ți aici în spate, vă rog. Dar mi-a venit cu de marcat, nu? Mie că o să dau cu cap, o să fiu pe domnul. Nu, vă puiți asta, ok? Aici spate. Ăsta care o... Unde-i mașina? Care e mașina? A, așa. Ești eu unde? Bă, dați acolo, like. Bine, ați venit, rău, ați nimerit. A, deci e șor, șor. Dar vin cu tine, ai auzit? Trebuie să vă pun centură. Poftim? Gata, mai băgăm pe unul în Polo sau? Mm? Mai băgăm pe cineva sau? Păi... Nimeni un coleg poate să vină atât, dacă în fază trebuie să stea un coleg, nu trebuie să stea... El doi coleg, băi, domnul ăsta doi coleg. Voi, domnule, vă înțelegeți acolo în spate, sper. Oh, oh, și că cum? Adonis, da. Să-ți fac blocul din față, că oricum... Da, spuneți, că nu m-am văzut atent. Scrie-mi în privat dacă vrei să ți le dau, Eric. Haideți, sunt domnul agent, colega. Nu-i colega. Uitați, vă țin și ușa. Așa. Pe aici. Ah, pașa. Bă, picat. Caier, urcă-te în Lexus, să cam ușă, spart, salut, car să stai tu. O, salut. Ce fă, dar să nu cad, mă, bă. Lăsa, că nu vă trage aerul pe față. Vă trage pe la spart. Ce-a făcut ăsta? S-a ars la ochi? Ce are la ochi? Mă, ce copcat. Cât sunt, mă? Cadi. Mă, sunteți, mă? Samara. Cadeți? Da. A fost vorba să-i băgăm în mașină, nu să stăm aici să facem... Băi, îmi vine așa urmă. După toată lumea. Haideți, vă rog frumos. Da, spune-te. Da, scup piciorele. Păi, teoretic, unde într-o mașină, practic. De unde mă purced și eu într-o mașină? Și cadeți, nu fac nimic care legătură cu asta. Bun. E Duster High Speed? Așa, aveți nitro? Dodge cineva? Un Dodge. 201, mașinile care sunt... Eu vreau cu motorul. Veniți faceți Polo, veniți. Scuze-ți, vă rog frumos. Dar și Polo e plin. Păi, da. Adică mai e loc nu, în față, doar. Agent. Nicio problemă, lăsați. Veniți în col, domnule. Agent. Domnul bătrân, haideți în Dodge. Aici, aici, ăsta în negru. Mamă, ai scris și ușa? Da, haideți. Cu totul zero, da. Eu vreau și eu în Dodge. Alexis, frate, linie. Haideți și dumneavoastră în Dodge. Hai, mă. Aici să fiți pregătiți de 1000 de ciori. Pe mine mai aflam, mă, dormă. Are dragi, pe aia. Un polițist mai vine sau? Bă, mâncava și pula voastră. Colega? Da. Nu mai încercați, nu mai încercați. Păi mă gândeam cum mai vine un colexus. Ok, ok. O să vină.
Nea. Că fii lângă el. Un cadet să urce în polo, vor frumos. Deschideți-mi și aici, să intru și eu. Domnișoară? Da. Nu aveți tu pe o să faceți dreapta, să-i lăsați la bec. Gata, gata, ar trebui să mergi. V-am spus. Faceți-mă o leacă de lumea, stați aici. Ce, să fiu prima? Nu, să ne lăsați la mec. Nebune. Da, bună glumă. Nu e o glumă. Voi e foame? Păi, așa puțin. Așa puțin. Vă dau ceva de am un bucoașă la mine, dacă doriți sau... Puteți să mă hrăniți dumneavoastră, voastră, că eu dau prea pot, dacă știți ce zic, am... Poftim? La secție. Abia aștept atunci. Hai, domnule, cadet. Un sos dulce. Care cum? Dacă nu bubui mașina asta... Sunteți dumneavoastră dulce, nu mai trebuie sos. Domnule Adonis, să parcați deasăr în spatele Apollo. Închideți de aici. Și tu până așa fel încât să scap mai repede. Ce trebuie să fac? Lexus-ul al tău? Nu mai fac nimic. Ia-l prinde polițiști, te rog. 201, o să plece din mine momentan. Bă, nu facem mai și noi 100 de like-uri. Da, bă, nu facem noi 100 de like-uri. O să vă dau, setările la Flawless după live. Lexus? Șeful, nu mai știu ce s-a întâmplat să mor, că spuneam dacă... Ăla doar e... Așa mai se polișești de venit mașini? Că vorbim, nu știu ce, așa și gata, nu s-a tăiat firul direct. Suntem toți poeții? Mai e cineva? Dacă puțea că băiatul de lângă mine mai știe. Medioare. Hai să pornim. Ar fi bine. Domnișoară, nu mai spuneți nimic? Păi, nu știu ce să vă spun, doar că sunteți ok. Păi nu sunt chiar ok. Păi? Dacă plecăm de acolo cu tot cu bani, eram ok. A, asta da, da. Cam sunt cătușele. Din fericire v-am prins. Aș fi preferat să puneți și cătușii de alea de puf să mă legați de pat, dar... Nu mai zic nimic în momentul de față. Da. Lasă buni și astea, adică nu credeți că nu. Le-a strâns tare? Le-a strâns, negru ăla, le-a strâns, zici că mi-am făcut lui ceva. Păi, a șefuit banca. Păi și ce, luam de la el? Păi, poate da, nu? Poate a depus el bani acolo. De unde dracu să aibă la bani, bă, da, să pun acolo, dar... Sper că stați bine în spate acolo, în buburuză. E, da, e confort number one. Neașteptat de spațios. Da. Foarte mult loc. Da. Haideți-mă puțin cu like-urile alea. Reintre în oraș. Cel mai mare. Da. Mamă, dar nu prea în cap. Colegul, te rog frumos să te dai jos să-i ajutăm să coboare. Ai venit cu doge, plec acum. Le deschizi ușa? Echiu, Radu, echiu. Sau ce puțin? Mi-e place, cum să zic. Dacă e și domnișoara iar... Nu e problemă. Grijă la cap. Mă scuzeți. Domnișoară, dumneavoastră ați condus polo-ul? Da. Ne-ai așteptat de bine, care putea spune. Treaba. Ne-ai așteptat de bine. Întrebam. Ok. Să-l ajungi și pe celălalt, te rog. Mergeți în zigzag. Da. Încă a fost decent. A, nu, aș putea spune.
Mergeam zigzag, zic ca și ca Snake. Haide, vă rog frumos, mergeți. Zic că nu mariți așa cu dați. Mergeți, băi, mergeți, mergeți. Nu, mi se părea doar că aveți o putință până așa. Se bode, poate. Ce diaură. Mamă, mai am 10 FPS-uri. Te pop, te pop, Dart, te pop, mersi frumos de like. Ce e aici, mă? Ce e, Gogoș? Tu n-ai zis că ne-ați zis la hotel. Faceți, domne. Haide, bre, dă-te din ușă. Să-mi schimb bunii frumos, m-au cubat ăștia pe mine în mașină. Haideți afară. Iete să îmbrăcițiași de fetele. Da, spune. Au, e băiat ăla cu păr? Poți să mă și eu în Gogoașii ăsta de aici, dacă nu vă spărați? Ce fulei? Dar vă bagă băieți cu părul lung aici? Doamna, să mergeți în celălalt. Nu, mă uitam pe cine să dau un gât, domnule, că văd aici că aveți niște de astea, anunțuri de astea, că căutați oameni. Oti, missing, ați pierdut-o pisică, ați găsit-o? Da. Poftim? Bun, e bine atunci, bine. Mă scuzați, mă scuzați. Am văzut cu goșile astea aici și am vrut să mănânc și eu una. Am crezut că e femeie, să trăiască familia română. Îmi dați dumneavoastră? Am văzut cu părul așa lung în poliția română. Celula mare. De la cine iau de acolo, de la penitenciar? Bă, băieți, pe vremea mea când era miliția nu era așa, mă, băieți, cu părul lung. Te pop, dar, te pop. Unde mă duc? Unde mă duc? Să mă, că acum avem noi părul mai scurt. În celul aici? Vezi că ăsta cred că are bucurii la băieți, nu vezi ce păr are. Păi zici că e Shaolin, nu? Apă, am nevoie de apă, vă rog frumos, că nu mai pot. Dar din nou ați ajuns 8? Unde e Ionu? Păi dacă l-ați pierdut. Ne mai și pierdem pe drum, băieți. Chiar îi vreți pe toți acum, lăsați așa. Cum ajung și eu la mascat? Haideți în celulă mare, băiță blonde. Trebuie să faci parte din poliție. Haideți în celulă mare, vreau. Uitați la pistol, șefa. Împinde și mie un pic în ușă, că alumbăm picul capul. Da, haideți parte din poliție, domnule. Aoleu, mai pot, aoleu, apă, apă. La 58 de ani pot să fiu mascat, dar cu dreapta de belea și cu strângă. Femeie la mascați? Tu, nu vezi. Verească. Nu e două, e una. Poate e două. Le face mâncare, bă. La bucătărie, la mascat? Să nu sară ulei, ci să mă sarmură. Da, mă, da, da. I-am pus cască de aia, ești lepun. De puțin ție să avem. Au, oh, gata, șefa, vă rog. Oh, gata, gata, nu vă supărați. A fost așa o glumă, așa. Pus aia pe să, ne, scuze, să ne obișnuim aici cu toată lumea. De aia, lumea, chiar, da. O apă, vă rog, domnul Pozitor, da, eu chiar stăteam aici, în colț. Ce faceți? O apă, vă rog, că vă dau... Domnișoară, domnișoară, lăsați. Cum să spunem. Noi am spus doar că dumneavoastră... Dumneavoastră gătiți foarte bine, asta voiam să spunem. Adică nu înțeleg nicio ce ceva. Mă ascultați, mă ascultați, vorbesc ce spune. Da, doamn șef. Îți dau o variantă. Aoleu, așa. Marșilați. Ori operați și faceți ce vă spun eu. Asta. Nu mai dați apă, că mor. Domnul, dar mi-e rău, nu mai pot, domnul, am de voi de apă, nu mai pot. Bă, dar dați-i o sticlă de apă, dă-o-mi... Ok, dați-mă la băiat ceva din băut. Adică până și Nero lui Iisus Hristos i-a dat apă. Știți că Nero și Pilat și i-a dat acolo caracol. Și la fel cu aia m-a speriat, ești bun. Domnule, sau domnul Șarcând, o să mă... Așa, bun, mă ascultați? Ce gașcă, mă... Da. Așa, cu cât cooperați, două variante, cum am spus, cât cooperați, dacă cooperați cu noi și ne lăsați să facem treaba în liniște, ce avem de făcut, pașii pe care trebuie să-i urmăm, o să dureze puțin. Dacă faceți cum a făcut domnul cu... A fost sete, șeful... Am înțeles, eu așa fac, când dumneata va așa faci tu. Dacă tu mori de sete, zică că faci și mai urât. Stați puțin, domnul, am vomitat, nu a fost vorba, că a condus domnul agent, poate să confirm, am vomitat și mașina, nu mai pot, mi-e rău. Mi-a dat doamna, okay, domnișoara, okay. Mulțumesc frumos, domnișoara, așa, repet, ori facem totul frumos, cât mai repede, scăpăm toți, mai repede, ori stăm și ne lungim și Caterin, păi, dumneavoastră lungiți acum. Așa, eu v-am spus, eu v-am spus, da, ca să știți. Aaaa, mă lău.
cooperăm mai mult, cu atât durează mai puțin. Gata și să cooperăm. Dumnezeu sănătate și Maica Domnului și Sfânta Teresa și Sfântul Arhanghel. Și jucăm fazanu? Și să jucați cărți acolo cu Sfântul Pătru în rai. În barbutul alea. Vă aveți cu istoria, domnule. Doamne ajută acolo la porți. Am o întrebare de aia. O întrebare de acum, ca să nu stăm să vă verificăm pe toți. Care are telefon la el? Cum auzi? Telefoane? Cine să aibă telefon? Ce e la telefon? Ce e la telefon? Ce? Aveți telefon, băieți, la voi? Eu n-am. Eu nu știu ce e la. Poate am, poate n-am. Cine știe? Poate am, poate n-am. Domnul, ce scuze, am dat cu vomă pe tine, nu? Mai începeți procesarea sau? Joacă domnul care e cu istoria, să duceți afară aici. Doar am telefon? Nu, nu. Altul. Dacă domnul cu istoria. Da? Haideți, vă rog, eu comandă. Pe domnul cu părul. Domnul cu părul alb. Haideți, dumneavoastră, să mergeți în grie afară. Domnul cu părul alb. Domnul cu părul alb. Cu părul frumos să ieșiți. Și dumneavoastră, domnul cu părul alb, ieșiți din celulă. Haideți cu mine. Unde? Acum nu știu care pare mai bătrân din voi, dar eu random. Haideți și dumneavoastră. Să mai vină un agent picot, eu le-am pe domnul cu vestă colorată. Haideți, mergeți prima. Așa, doar unul, doar unul. Domnul Dico, să veniți după mine într-o sală de interrogatoriu. Unde stau? Da, haideți înapoi atunci. Nu, 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 nu. Unu aici? Unde plecați? Hai, trebuie să... Trebuie să înapoi la Marica. Ok. Stai, 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 că și noi rămânem aici, să putrezim. Bă, dar hotărâți-vă că a intrat ăsta și a ieșit la plictisit. Ne băgați aici, ne țineți închiși. Nu înțeleg de ce. Nu trebuia încă, veniți înapoi. N-avem 100 de celule. Nu știu de ce i-ați ieșit. Păi aveți, aveți 4 celule în față, că nu le folosești. Da, și au fost 4 la goale alea. Sunt goale alea. Aoleu, doamne, cum a condus. Vă rog, intrați înapoi. Unde e agentul care a condus mașina aia cu care eram eu? Că nu mai pot, nu mai pot, aoleu. Mâncasem și eu un taco bun și uite-te și mi-am dat tot pe mine, nu mai pot desprinde voma. Pe tine ca pe tine, dar îi dai și pe mine. Păi dacă n-a deschis ușa, ce să fac? Ne-am zis, a deschis ușa ta când ne-am zis să deschidă ușa. Atât de tu vomiți, atât de da, mă, băieți. Hai că a fost mișto joc. Nu, mai stăm 2 ore aici. Nu, 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 ce știu. Bineînțeles că puteți să începem. Hai. Așa. Agent, șef principal. Da. Te ocupi de un cadet. Celălalt agent, șef principal, de alt cadet. Ce faci, îl procesează pe ăla? Se procesează cadetul. Se procesează pe ei. A trecut pe roșu. Glumim și noi, glumim și noi, glumim și noi. Cadetul nu e. Era o glumință, domn șef. Ok, ok. Haideți primul, vă rog, care vrea. Nu eu. Nu. Stai acolo. Colegul, așteaptă pe zică, sunt băieți la... Nu vrea nimeni să fie procesat, ok, stăm acum. Nu, nu, eu. Yo, aha. Yo, hai, yo, 50 Cent, unde merg? 50 Cent după un cadet. Nu, hai domnul cadet cu pălărie. Nu-i procesa, nu? Nu-i procesa încă, ok, vă întorc. Pune-i înapoi în celulă. Să dați drumul la colibie. Să dați drumul la colibie. Da, de ce? Se întoarce omleta acum, băieți, așteptam. Dați drumul la colibie, vă rog, Todo. Fac omletă de tine acum. Domnișoară, lăsați colibia liberă, mulțumesc. Așa, mai în față, mai în față, așa. Mamă, nici cu o fată nu poți ce-i, mă? Domnul, dar ce păr, mă, vă aveți? Da. Cu ce vă spălați pe cap? Domnul? Zero, mă recepționați? Aro. Jolgău. Zero, mă recepționați? Jolgău, mă auzi? 10-4. Din păcate, nu aud. Cum l-ați angajat fără să audă? S-a speriat. Cum l-ați angajat fără să audă? Nu
Ce 20, mă, că intră mulți, intră mulți, dar crede-mă că au intrat, parcă, parcă mai mieră încă, ba, cred că n-am vomitat destul. Alo, alo, înapoi, alo, alo. Înapoi în celulă. Ce cu panica alo, ce gara. Mai, cam căduș eram. Unde mă duceam? Ok. Sper că s-a înțeles. Unde găsim și noi meniu? La fel și geagin. Cora, fata, Sprite? La fel și agenți. E, nu de ăla, de mâncare. Nu, de mâncare. Ba da, bă, ai șanse, ai șanse, Dark. Ai șanse, crede-mă. Uite, noi aseară am luat jafă, aseară am luat jafă. Că mi-e rău, nu mai pot, aule, am nevoie de apă. Iar ai nevoie de apă să moară copii, ești... Poate să-mi dea cineva niște apă pe aici, pe trăgați, mă rog, că e rău, nu mai pot. Asta e frunță, nu vei atrăgea copii. Mai ce ți-a dat? Băi, acum mai vrei și apă? Mi-a dat o apă, dar mi-e rău, nu mai pot. Care-i fada, de ce nu-mi profesăm? Cred că ne țin aici așa mult că pregătesc masa, bă. Vreau două ochiuri de ouă, vă rog. Domnișoară, vină încă. Vii sau... N-auzi, domnișoară? A, tu ești domn. Hai că mă doare copilul. El era două, bă, nu mi-a dat seama. Auziți, poți să-mi iau ceva la pachet? Dacă se poate. Ce se vă roci? Faceți și comenzi acasă? Bă, de mâncare la pachet. Nu am înțeles. Da. Ion. Ionică îți spun, prieteni. Ion. Ionică. Da. De la pulă mică, Ionică. Mă agresezi? Sau mă brâschezi? Da. Păi m-ați întrebat, nu? Eu doar v-am zis. S-a speriat și ăsta. Scuze. Domnul, repeta 3 ore, 4 ore. Eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg la ce stau. Păi, e spectacol, nu vezi cum stau eserită. Bă, să aplaudați după, da? Să mor și dacă apucăm? Nu. Nu încă, că trebuie să-i luăm pe fiecare în parte. Ok. Nu mai vreau apă. Un polițist îi dea apă. Lăsați-l să leșim pe aici. Aici, dar o întrebare vreau să vă adresez. Există posibilitatea toată lumea. Ce încerătate ești capabil. Eu vreau apă, să am nevoie... Dacă se poate să ni se scoată cătușele. Vreau să mă bandajez. Cu ce motiv? Sunt rănit. Rănit? Am și eu nevoie să beau puțin apă cu mâinile. Și pe lângă chestia asta, sunt și rănit, sunt și închis. Vă rog frumos să mă dezlegați, să-mi aplic un bandaj. Domnule, o să... O să aibă cătușele date jos, după ce n-o să mă mai armele. Atunci să mă bandajez dumneavoastră pe mine. Bine, haide, Carmin. Doresc să fiu bandajat. Să mă bandajez, mai bine zis. Cadet, tu ce faci acolo? Domn cadet, îți faci în celulă? Nu pot să îi dau cătușele jos că să bea apă, mă înțelegeți? Și acum i-am dat în par eu, mă înțelegeți? Mă duc, lăsați că mă duc atunci, nu-i nimic. Dețin 3 arme. Gata, sunteți mai ok? Nu sunt ok, nu sunt ok, nu mai contează. Vă așezați puțin? Și până terminăm, mă duc. Ajutați-l, ajutați-l. Am zis să-și optezi. Mamă, dar ce greu se... Cred că se descurc. Mă descurc, dar nu... Și optezi, vă rog frumos. Nu prea e bună apa aia pe care vă domnul polițai. Cred că a scuipat în iarăși ce a făcut, dar nu mai... Ați auzit domnul cu... Nu cred că a scuipat în iarăși. Nu mă simt foarte hidratat, vă înțelegeți? Da, spuneți. Vă rog frumos și optezi. Da, sigur. Mulțumesc. 10 lei. 15 lei. Da. Mamă, dar ce greu să mișcă, mă. Mamă, coaie, uite cum stau. Bă, dar nu puteți să ne luați pe rând, prin alte părți, să ne verificați? Hai, du-te. Hai, mergi. Pe bune acum. Colegul? Dacă mi s-a spus să așteptați, trebuie să așteptați. Păi, dar să moară copii, dacă n-am... Mă plictisesc.
Vă cred, dar... Stau și în picioare, sunt și rănit, mie și sete... Poți să te grăbești un pic mai repede că sunt mai mult și cred că doar tu... Mai am puțin și leșin pe aici. Ești. Nicio problemă, domnule. Păi da, dar mi se poate confisca ce am ilegal pe mine și să mă bandaje și eu, că mă dor toate, și genunchii și toate alea, adică... Hai, că mi s-a uscat gâtul. E bine. Da, Laur, da. Așa, prelegi. Au mai venit încă trei... La ce ați mai venit încă șapte oameni? Că nu se întâmplă nimic, oricum. Pă bune, uite, domnule... Da. Fără niciun mișto, chiar ați venit, stați 30 aici, nu se întâmplă nimic. Azi. Vrei să vă bandajați? Da, vreau și eu. Am dorit și noi să ne bandajăm. M-au zis, pe stație sunt prins la secție. O să vă iau pe rând. Da, da, da. Uite, o să stau aici în colț. Păi, care? În stânga. Stânga ta, stânga ta. Nu, 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 vii cu mine. Ah, ok. Dar pentru ce se fac verificările astea? La telefon sau la ce? Sau... O să vedeți când o să intrați acolo. Eu nici n-am de aia, zic. Nu știu să folosesc. Să vă dau cătușele jos. Ce să mi-l ia, mă? Că m-am plictisit. Vă bandajat? Vezi la dumneavoastră sau? Da. Sau răbăule, frate. Femeia la deică. Bă, bă, dă-te din ușă. Eu nu te înțeleg, băi. Belic. De ce te... Vrei să vă dau ceva de băut? Cred că mai am o sticlă de apă în geantă. La ce mult la fază? Stai okay. Și enervezi pe toți care vin. Că stai tu în ușă. Crede-mă. Mai bine stai măcar și tu. Lângă. Te pup, chinezule! Ai cum mă trag. Să nu muște din tine, măi. Băi, chinezule. Ar trebui să fie ok acum. O secundă, beau și o guriță de apă. Mă bucur. Așa. Gata? Da, ar trebui să fie ok. Așa, să vă pun cătușile. Și haideți cu mine înapoi. Perfect. Haideți. Cine mai dorea? Poate să mă bandajați pe mine? Da, sigur, haideți. Face, face și, da, face și, și Gustav. Los Vagos, Los Vagos de el. Aveți bandaje? Ok. Ah, ce greu se mișcă. Bă, mersi de donații, băieți, vă pup, mersi frumos. Nu, nu, stai acolo.
Ia spuneți-mi... Eu vin. Băieță. Așteptați puțin. Ah. Nu cunoașteți pe băiatul ăsta de aici? Care? Ăsta de aici. Așa, dacă mai am fost să cine iau cardul de unde se cunoaște. Cine e asta? Păi e și urât, o vedeți. Să iau cardul și fuliu cine să știa de unde dracii mei să știe. Eu sunt cu roșii și castraveți în paletă. De uite. Eu vreodată cu deștia putea bălegar de ăla de bage în pământ de ăla de... Ce cu legii BD de ăștia? Adică să nu l-ați văzut pe domnul acolo, nu? Cătușile? Pe domnul? N-are, da, cum da, da. Da, de unde era domnul? Unde era domnul? Sigur. În bancă, cu dumneavoastră. Domnul era la ghișeu să schimb cardul. Ce cauți, bre, în bancă? Dacă aveți nevoie la toaletă, să... Cardul, să... Tu ce eu, satul să schimb în bancă. Eu am zis că cumpăram elastice și nu... O să ies afară dacă... Ce treabă are cardul cu elastic? Toată lumea acolo poftim? Să schimbe elastice, să extrage, dacă... să extrage bani, să... Păi și dacă m-am dus cu treaba mea, acolo, ce vrei să fac? Păi și ce vrei să fac dacă asta făceam, mă uită-l pe ăsta? Ce vrei să fac? Toată lumea aici nu-i vinovată. Păi, dar nu păi, dar de ce să fii vinovat? Uitați peste noi, n-a făcut nimic, Doamne. Da. Vă dea Dumnezeu sănătate și maica Domnului, da. nu ne băgați. Bă, dar n-am nu mai am voie să cumpăr elastice, mă, de acum. Mă scuzi, mă, tată. Am să-i pun. Pierdut pe ăla, am să-i lipesc cu super glue. Și m-a luat o durere. Colegul, mă auzi? Da, se aude, așteaptă puțin. Un domn cade, vă rog frumos, la mine. Ai. La care? La mine, ăsta, măi negru. Dar auzi, mă, repede. Veniți încoace. Îl vedeți pe domnul ăsta de aici? Ce? Care, pe domnul mai bătrân? Da. Da, da. Vreau să... copiii mei ăștia, crede-mă, că eu am uitat... Da. Dumneavoastră câți ani aveți? Că dumneavoastră sunt la fel de bătrân. Mamă, ăsta e mai epavă ca mine trăiați, că viața ta! Haide, domn, cadeți să-i pe domnul de aici, să-l procesezi. Eu mai am 3 ani, dar doar o jumătate de ani de 3, mă cață, ești cu... Ce-a zis doctorul, mai scapi? Haide, domnul! Bă, pula! Ia uite cum arată ăsta! Pe domnul, nu pe domnul ăsta, pe domnul celălalt. Păi știu, dar domnul celălalt nu prea pare să vrea să vină. Care, pe care? Păi care? Da. Domnul mai bătrân. Eu ce fac, intru înăuntru, mă... Da, da. Intri, ieși, vii înapoi. Nu știu ce fac, că nu mai înțeleg. Unde-i cu cine? Înapoi în colibie, te rog, hai. Bun. Domnișoara, mânca zilele. Ce te pare cu și domnul ăla ce ești fără cătoșele, vă să stau, m-ați închis aici. Bun, următorul care vine. Yo! Pardon, mă scuzați, domnilor. Eu, domnule, ești mai bătrân. Hai, du-te, că ești mai bătrân, du-te, respect vârsta, du-te. Hai, că ai, domnul. Bre, dar tu muncești singur, nu mai ai unul care să ne ajute și pe noi? Hai că să moară. Bre, merg eu cu tine. Te văd așa, mai așa, hai. Hai că m-am plictisit să moară ce am pe casă. Să rămână, domnișoară. Mi-a spus, mama mi-a spus să fiu respectos. Da, dacă aș putea să deschid și asta. Hai. Gata. Gata. Da, unde bude? Nu cadă, încă nu. Față la prieteni. În față, ești pe dreapta. După dumneavoastră, domnule. Așa. Așa, v-aș ruga de acum încolo să vorbiți în șapte, să nu deranjăm nici pe colegul care mai e cu... Absolut nicio problemă. Aveți buletinul la dumneavoastră? L-am undeva prin geantă, dacă puteți să-l căutați, ar fi perfect. Pe bune, ce prost ești, chinezule. Vezi că s-a mișcat de vreo două ori pe aici. Așa, gata, vă puteți întoarce cu față. Spuneți. Domnule Rivera Diego. Da, da. Vorbiți în șapte, domnule? Foarte doriți în șapte, frumos, în șapte. Vorbesc în șapte. Să-mi spuneți cu ce vă pot fi de folos. Să vorbească dânsul de la dumneata în șapte. Al meu vorbește. Dar nici ei nu sunt, eu nu-i aud. A, da, mai bine așa, mai bine încolo. Spuneți cu ce vă pot fi de folos, domnule.
Mă interceptați? Mă auziți? Eu nu vă aud, domnul polițist, dacă spuneți ceva. Eu nu-l aud. Mă auziți, domnule? Nu vă aud, să știți. Domnișoară? Da. Mă auziți? Da, da. Să știți că eu nu-l aud pe domnul polițist. Dacă colegul ia o gumă. Dacă puteți să vorbiți cu el cumva. Cred colegul, că... tu mă auzi? Ah, gata, gata, gata. Perfect. Gata. Ce să spun, când vine colega, e de... Ați prins voce cum s-ar spune. Așa, revenim. Dar aveți, să mă prindeți și eu, Dragoș Boteza, tot detectiv în cadrul poliției Los Santos. Să trăiți, domnul detectiv. Așa. Domnule, aș vrea să vă pun câteva întrebări scurte și una de bază. Aveți telefonul la dumneavoastră? Din păcate sau din fericire... Nu, din păcate pentru dumneavoastră nu. Din fericire pentru dumneavoastră eu. Nu. Fiecare cu ce poate atunci. Corect. Domnule Rivera, cunoașteți persoanele, adică cum ați întâlnit persoanele cu care dumneavoastră ați participat la JAF? Sincer să fiu, eu eram acolo la ghișeu, cumpăram niște elastice pentru că aveam de... Am o sumă de bani pe card și voiam să o scot, să o depozitez în casă. Și din păcate m-au prins acei băieți acolo și asta a fost. Am fost cumva prins la mijloc, nici nu puteam să plec, nici nu puteam să stau. A fost așa o... Na. Nu... M-au luat și emoțiile, transpirațiile astea, n-am avut ce să mai fac, dacă mă înțelegeți. A fost foarte... Am înțeles, emoții, transpirații m-au prins acolo, dar dumneavoastră îmi imaginez că aveați o armă la dumneavoastră. Ei mi-au dat-o. Au aruncat acolo niște arme pe jos, zic, hai repede, luați arme și, dați, și hai să mergem. Așa a fost, nu, n-am avut ce să fac. Acum întrebarea mea, dumneavoastră, ce ați fost de acord cu acest lucru? Păi, oamenii aveau arme la ei, ce aș fi putut să fac? Să le zic, nu mă, lăsați-mă, dar vă pula mea de aici plecam. Da, aveam cum, vă dați seama. Spunea și dumneavoastră, vă puneți la intrarea de lângă ușă și după aceea fugeați cu o mașină. Păi nu aveam cum, că ei deja țineau ambele, nu aveam ce să fac. Înțelegeți? Dumneavoastră ați fost prins la mijloc la propriu. Păi asta vreau să zic. Chiar am fost prins la mijloc la propriu. Eu am încercat să fug prima dată, în prima instanță, dar m-a oprit. Chiar n-am putut, n-am avut ce să fac. Haideți cu mine, dumneavoastră. Vezi anticulos de pe dumneavoastră, îmi imaginez că... Tot ei. Ei au pus acolo două genți foarte mari, cu tot ce era acolo, na, diferite armuri, arme, bandaje, mai multe chestii și na, ne-am luat de acolo, ce să facem? Sunt curios în momentul de față, dumneavoastră, nu, ce ți-a apucat să luați din cele două genți? Păi, na, ați venit destul de greu și am apucat să iau cam tot de pe acolo. Să-ți dau cătușele jos. Deci, și stai plus așa și pii apă dacă... Mare, explozibil. Da, puteți să-i spuneți colegii dumneavoastră să nu mai țipi sau să vorbească mai încet, că o aud și nu vă înțeleg ce spuneți. Luați-vă și dumneavoastră pastile. Ok, o secundă. Cu plăcere. Am luat creș. Nu cred. Coai. Coai. A, n-am luat creș. N-am luat. Uau, ce bine. Am luat? Mă auziți? Da, vă aud. Bun, perfect. Așa. Deci spuneți că ați fost Dracula de către din și... Ei au intrat... nu știu, undeva la 10 oameni deodată, nu i-am văzut, măși direct pe față, n-am înțeles nimic, au zis să intră în bancă rapid, eu eram deja acolo la ghișeu, am intrat și asta a fost, sincer vă spun, adică chiar... Mai erați cu cineva prin bancă, vreun prieten de-al Nu, eram singur, eu am venit ca un cetățean normal să-mi iau niște elastice, de acolo v-am spus, dacă o să vedeți în baza de date când probabil o să vreți să mă amendați din, nu știu... o să vedeți că o să am o sumă destul de considerabilă de bani în bancă și eu chiar voiam să pun acei bani sub saltea, cum s-ar spune. Deci exact aveți pentru... bani la dumneavoastră ca să plăceți. Tocmai, păi asta, de asta vreau să spun. Asta aveam bani tocmai pentru cazurile astea, pentru că mereu când am mai lăsat bani în bancă, mereu îmi dispăreau și ei tot ce făceau, îmi spuneau, îmi cerem scuze, banca, nu știu ce s-a întâmplat și asta e. Și rămâneam fără bani. Și așa că de atunci, na. Înțeles? Și acum
Era momentul oportun să vă răzbunați pe bancă pentru cele făcute în trecut? Nu, nu, Doamne ferește, eram acolo doar pentru elasticii. Atât, nu, să nu vă gândiți la altceva. V-am spus, asta a fost... V-am spus, s-a întâmplat, au venit 10 oameni. Spuneți-mi dumneavoastră ce ați fi făcut, exact, ca și om, nu ca polițist, nu ca și om. Ca și om? De rând, da. Când intră 10 handralăi într-o bancă, plin de armi și de astea, vă aruncă, de alea ce faceți? Spuneți-mi și mie. Mă prefac că sunt de-a lor. Așa? Până ajunge un organ alegi acolo. Păi, da, și cum, ce aș putea să fac eu? Că ei m-au trimis acolo, jos. Nu puteam să fac nimic. Lasă, ești pe dumneavoastră. Da. Păi și nu puteam să fac, vă dați seama că probabil ei între ei se cunoșteau. Nu știu, n-am idei, știți? Și pe ăștia care așa m-au trimis. Ați colectat banii. Poftiți? Da. Dumneavoastră colectați banii de la safe sau doar era să țineți safe? Doar acolo, eram pe scări. Probabil, exact din chestia asta s-au gândit și ei înainte, că probabil s-au fi gândit, când, bă, dacă ăsta o să vină, o să audă poliția, o să iasă direct pe uși, știți ce zic? Și probabil m-am pus undeva mai în spate ca să nu pot să fac chestia asta. Am înțeles. Puteți să spuneți originea dumneavoastră? La ce vă referiți? Familia, că Rivera nu pare nume chiar atât de românesc. Din, cum se cheamă? Din America de Sud sunt, din Peru. O zona Latina Americii, mai pe scurt, nu? Da. Când aveți bule. Nu mai cunoșteați pe nimeni de pe acolo. V-am mai răspuns încă o dată și vă mai spun încă o dată din... Nu aveam cum să-i cunosc, aveau măști pe față. Mai era domnul ăla bătrân care încerca să-și facă cardul, că nu-i mergea să scoată. Și la fel l-au prins și pe el. Acum, na. Care dintre ei... Bătrân, cred că nu mai știu exact care. Care a spus deci, că se ocupă cu roșii. Era un bătrân cu el și păr, un bătrân cu păr. Cu păr. Am înțeles. Da, era și domnul ăla acolo la ghișeu, nu știu ce făcea cu cardul, cu astea, nu știu ce făcea exact acolo, nu-i mergea. Acum, na. Și ăștia au venit peste dumneavoastră în bancă, nu? Da. Am înțeles. Telefonul aveți la dumneavoastră, nu? Nu. No. Vă mai trebuie o dată. Nu, nu port de obicei telefon pentru că din cauza la toate chestiile astea ce se întâmplă cu conexiuni, cu o explodează, ați văzut telefoanele care explodează și nu. Na, n-am avut nevoie. Totuși, mă lăsați să verific, doar așa. Da, nicio problemă, puteți să uitați. Da. Puteți să vă uitați acolo, nicio problemă. Bă, dați-i faci și noi 100 de like-uri sau nu mai facem. Aoleu, ce face butonul? No. Ce prost e? Ce f***? La poliție aici? Ce prost e? Aoleu. Vă mai uitați domnul în centă sau? Nu, din păcate. Am înțeles. V-am spus, nu folosesc telefon de obicei din cauza că la știri au anunțat niște telefoane de astea care au explodat și de astea și am zis, bă, nu-mi trebuie. Lasă așa. Așa, doamne, puteți să-mi spuneți zona în care dumneavoastră locuiți? Eu unde locuiesc? Sau... Da, dacă apartament sau stau în domnule, chirie, eu stau în chirie acum, undeva, nu știu, prin Paleto, parcă. Nici nu mai știu, că n-am mai trecut pe acasă de 100 de ani. Am înțeles. Dorm, am o prietenă de asta care stă în oraș și dorm la ea în ultimul timp. Nu puteți să spuneți unde stă prietena dumneavoastră? Unde stă prietena? Da. Pe la, nu știu exact, este o bancă acolo, zona alta, ceva de genul, nu știu, parcă așa e acolo. Lângă fostul Mac? Da, cred, da, acolo. Este fix o bancă și o parcare mai măricică așa, cu o piscină în parcare acolo. Da, și mă, azi iei din gură, că mai luat și tu la procesul ăla și n-ai înțeles nimic. Da, acolo, cred, acolo. Păi e față-înfață cu manca, nu? Exact acolo, față-înfață, spat ligării. A, exact acolo. Am ori și ei, Cristi.
Înțeles. Haideți să ne întoarcem la celule. După dumneavoastră, nicio problemă. Da, mă, cuminte că am făcut poveste frumos azi ei, nu mai comenta, nebunule. Bă, faci și noi 100 de like-uri, azi ei dă like, fătu scandela, mă, tine, mai dă dislike. Da, poftim? Mamă, mi-e răuț. Hai, cadet! Cadet, mă, hai! Mă, eu o să șoptez, da? Să știi. Poftim? O să șoptesc, să știi. Am înțeles, hai că șoptesc și eu atunci. Mă, două secunde să aduc și o cutie aici să pun toate lucrurile, okay? Da, da, mă aștept. Lasă iubi, că o scot eu. Pune-te la somn. Până acum ar procesa pe tot. Un cadet disponibil dintre voi doi? Da, da, lasă că o scot eu după ce termin aici. Îl trimitem cu expresul sau așteptăm transport? Bun. E transport? Da, nu, că mai e mult. O să vă efectuez o percheziție, ok? Da. Lady Gaga asta. Așa. Ei, domnule, s-au găsit asupra mea asta niște arme, să spun așa, nu tocmai. Da, da. Regulă. Știu. O să le iau și da, o să da, le pun aici în cutie. Da, da. Bă, nu facem mai și noi 100 de like-uri. Mamă, coi. Bun. Mă auziți? Așa, domnule, vă aud. Spuneți. Unde? Așa. O să vă calculez acum sentința și să vă spun verdict. Da. Regulă? Da, da. Domnul Plavez, Pelegrin One. Băi. Beleg, zis, părguți. Na-n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 a-
Mă auziți? Da, da, vă aud, spuneți. Am calculat sentința dumneavoastră da. Și am ajuns la concluzia că ar trebui să vă amendez cu o amendă valoare de 38.500. Da, vă da. Permiteți această păi amendă? Din... Da, da nu, eu că când am intrat în banca, eu am intrat cu gândul să cumpere elastici, dar au venit ăștia peste mine, te am așa ajuns aici. Deci să înțeleg că vă permiteți amendă. Îmi permit, da, da. În regulă. Bun. Aie, bă, Laurie, aie. A fost, oricum. Și oricum, a fost mișto. A fost mișto. Ia, stați o secundă. Da, mă, dar noi n-avem nimeni să știm dacă ne atacă sau nu. Asta e faza, înțelegeți? Nu. Bă, încă un like? Faci și noi 100?
Bun, domnule. Da. Amenda a fost aplicată. O să rog frumos să mă urmați. Da, da. Doctorul era cu Bugatti ăla nimic marcat. Sunt după dumneavoastră, am spus. A, ok. Nu înțeles. Aici mă mire, barc, să vă țin și ușa deschisă. Doamne, zi. Ușoară. Bă, măcar am bătut unul, bă. Cred că mă pregătesc de un preinfart. Aici pe mine, vă rog. Puteți chema un medic? Da, mă, nu mă simt. Ați vă rog să lăsați macșatul? Mi-am luat pastilele. O să vă descătușesc și o să vă rog să luați o tăbliță aceea de pe masă. E imediat să termin, domne, aici. Deci după da, matematic, hai că ne bateți așa dacă e. Păi da, mă, dar erau 30 cu ei. Vă rog să o poziționați acolo. Veni să vorbește și tu mai încet. În regulă. Să-mi dați, vă rog, frumos buletinul. Mulțumesc. Puteți pune tablița pe masă și vreau să întoarceți spatele la mine. Da. O să mergem în celulă să vă scriu și cazier. Păi, ești prost? Am intrat în bancă peste mine, futu-s gâtul, mă, te-a zis că mă enervezi. Taci-mi pula mea. N-ai văzut că ți-am intrat în bancă? Ești prost? Cât vrei să bați? Mi-a făcut buletinul mai rău ca pe mama aia. Lăsați-o așa, că mă descurc. Dacă eu... Așa. Așa. Bine. Bă, un like nu mai dați? Taci, dracu' azi. Bă, un like, mă, nu mai dați, vorbiți serios. Serios. Bă, domnule, v-am întocmit și cazierul. Vă rog frumos. Da, uite, can de la mătii. Unde merg? Îl schimb pe domnul? Mă auziți? Dacă a fost procesul. Dacă a fost procesul. Da, da. Bun, stați așa că nu știu exact aici unde trebuie să... Așa, aici. Bun. Aici. Hai să vă dau și cătușele jos. Da, să... perfect. Nu, no, dar zi-i la mine mafie, mă, nu-l certați. Așa fac eu cu el. După dumneavoastră, domn cadet. Pardon. Așa, stați să vă pun cătușele. A, ok. Nu, dar îi pun în celulă, lasă-l. Îi pun în celulă, nu, bine, da, haideți. Lasă-l. Să trăiți, m-ați pierdut pe drum. Gata, colegii, am terminat de procesat pe domnul. Colegul cadet, te rog acum, să îi pui și cătușe. Acum au zis domnișoara să-i pun aici, în celulă. Bă, 100 de like-uri vă pup, băieți. Mulțumesc frumos. Să procesați și pe domnul. Vă pup. Eu trebuie să păstrez. Domnul cu barbă, mă auziți? Domnul cu barbă albă. Brei roșiat ăsta. Vorbiți în șoapte în celulă. Domnul cu barbă albă, mă auziți? Nu te auzim, brei. Mă auziți? Pe tine da, pe ăsta cu roșii și castraveți nu-l aud. Nu cu barba albă. Cât e kilul de roșii, bre? Nu cu barba albă. Ce? Ce faceți? Păi credeam că ați deschis-o, că au închis-o 17 oameni. A fost o farță. Am înțeles. Nu cu barba albă.
sunteți bine? Nu știu, domnul, cred că nu mai poate să vorbească, s-a întâmplat ceva cu el. Domnul... Da, domnul, da, cu... domnul cu... Domnul ăsta, domnul nu bătrân mai, cu păr, nu cel cu fără păr. N-am idee. Bre... Nu m-au auzit? M-auzi? Cred că a zis de tine că mai ai 6 luni, dar cred că s-a dus el înainte. Să mor dacă nu. Ce ați pățit, domnic? Ce? Nu știu, nu mai a rămas mut domnul ăsta aici, nu știu. Aoleu. Domnul cu anoracul negru, m-au zis? Da, Valda. Ați fost procesat? Nu știu, cred că da. Voi m-auziți, da? Da, da. Da? Am fost dus acolo în spate de un domn. Vorbiți cu el dânsul, nu știu. Da, în regulă, în regulă, perfect. Da. Acum vorbiți. Eu? Da. Lucian, Lucian. Dicot, hai că era stisit, da. 100 de like-uri, mă, am văzut, am văzut. Pe noi de cine a schimbat și pe domnul? Aduceți-i niște pastile lui domnul ăsta bătrân, că nu mai vorbește, nu știu ce s-a întâmplat. Păi nu știu, mi-a spus să vin aici, nu știu. Cadeți? Domnișoară? Domnișoară? Ăla doar minghetii. Da, eu tocmai s-am procesat. Moșu mă îmbrac, moșu mă îmbrac. E târziu. Băi, m-au zis, mă. Aolo. Credeam că ai muțit, bre. Am avut o tuțe și l-am tușit în față cu un microb. Aolo, bre. V-ați luat pastilele? Păi, alu, luați. Aveam un virus de ăsta. Da. Eu sunt mai bătrân să mor, tu zici că ești fantoma. O, Diana. Te pup, ce faci? Gază, bătrân, tăticule, acum ai 5 de ani. Trebuie să iei. Mai bătrân ca mine, te mai ține pământul mult? Mă ține. Bine, tată. Brei, ai zis că ai roșii, nu? Ce castraveți? Cât ai kilo? 20 de cenți. 20 de cenți să mor tu? Da, am zis chitarabă să moară, să mor. De unde ai, brei? Cum, e? Ești bagabon, au venit ăștia pe... Cu bani, cu valută, cu astea, da, bravo, bre, bravo. Cum are femeia? Bă, vreau să mă piși aici, în colț. Mă piși aici, în colț. Bă, da. Deschide și mie unul șlițul. Bă, mă auziți? Domnișoară, puteți chema un polițist să-l ajutați pe domnul, că îi vine să cu piși. Șlițul. Sau să-i dați cătușile jos sau ceva. Fără, nu vreau să vă jignesc. Da, da, are nevoie la baie. Nu că mă piși aici în colț, dă-l dracu de colț. Nu, că am vomitat eu colțul ăla, mai și acum mai faci și mă piși eu, facem sushi. Mai încet, mai încet, mai încet. Vezi că aseară am dat jafă, am luat jafă. Dacă mă piși pe mine. Colegul, du-te că dar nu mă, că nu, am dat toți nebuni. Am dat toți nebuni. Cu șubelita mea. Are și el dragodul lui, nu? Uite bă, ai și eu, șoimul meu. Păi tă... Pe mine, domnul. După tine. După tine, cum d-o fi? E greu, dacă știi cum zic. Da. Mă ține pe zica, tată. Da, am fost cu toți nebunii. Aoleu, ia vezi că te-a luat. Te-a luat. Unde? Pișu, unde fac? Bă, cum că a trecut pe aici? Asta și am zis. Ah.
Ne-am întâlnit toți nebunii, mă, sunt eu, Gustav. Ești mai deșteaptă ca ăștia toți, să moară familia mea, să dea Dumnezeu. De ce ăștia mă duceau la baia chestorului, să-mi bat pula, cred că. Sunt eu, Gustav, bestial, toți, bă, toți liderii. Cum îți zice ție, fata mea, să te propun la șef? Bine, bine, pagubă, bine. Te pup. Bă, soamne, mă, păi vin ăștia să moară ce am pe masă. O, o, prea ce faci, mă? Nu mai sunt datorii, gata, s-a terminat. Hai de cu mine? De uite ce să fac, vorbeam cu ăștia, te pup senzor. Aici e liber, da, hai cu mine. Da, da, haideți. Îl bagi aici. De mă bagi, domnișoar. Să vină noi la mine aici. Bag, da, da, spuneți, da, da, spuneți. Poți să o fac cu percheziție? Da, da, normal. Așa. Cum vorbiți? Diego. Stația de ce aveți dumneavoastră? Nu mă întrebați. Deci probabil colegii mei nu au la stația noastră. Da, așa se pare. Nu știu, nu m-a întrebat nimeni de stație, m-a întrebat doar de telefon. Cu cine, cine v-a procesat? Nu știu. Sincer, nu știu, am fost procesat în celula 1. 1 acolo, 1 auzi. De un băiat, de un cadet? Da, un cadet, un cadet. Dacă nu mă înșel chiar... Nu știu exact să vă spun. Domnul, no, domnul inspector. Nu, no, el, da. Nu el. Am venit să iau ca ăsta, persoanele procesate de mine, că eu am fost sus decât pentru a termina la cu informațiile de dâns. Nu știu exact. Nici măcar nu s-a prezentat. Nu s-a prezentat, să știți. Am înțeles. Întoarceți-vă, vă rog, spatele. Opriți motorul, consum benzină. O să vă dau cătușe jos, să-mi dați stația. Nicio problemă. Sau să o aruncați. O să vă dau stația. Cum vorbiți? Diego. Colegu? Diego? Rivera, okay. Da. Da, da, ok. Bă, vă pup, aveți grijă de voi, pa! Am observat niște bani suspecți la domnul. Aruncați stația sau... Aruncați stația, vă rog, fost? Spate la mine. Aruncă stația, vă jos, rog. Am stat, am stat. 53 Q, mă, la ora asta? La ora 1 noaptea? A, mă, nebun, e la cap cu jocurile astea. Poți să mă pregătionez, ok? Poți să ies? Nu? Vă bate joc, sau? Eu? Gata, domnișoară, păi... să puneți cătușii. Ah, scuzați, nu știam. De ce mă sunt terminat? A venit trenul în gară. Aveți alarmă de incendiu aici, șefii? Haideți, țineți aici. Ars, ars bucătăria așa. Ce o zaim de capul tău? Mă auziți? Ce dușor v-a dat în focul ăla? Spate la mine. Cine, eu? A dat laptele în foc să mor. De ce? Îl fac o precăiție. Olu. Păi cum adică? Deci a 50-a. A 45-a la mine după noi. Arată bine, vor să-l ating. Și în cur și în las. Arată dar bine, vor să l-a futut băieți ăștia. A mea 46. Eu nici nu cred că îl mai am, dar nu mai zic nimic. Mă auziți? Nu, buletinul meu e ca o magie, puteți apare să... la altul, vine la altul. Pe bune, pe bune. Nu prea... Da, puteți să vă întorceți cu spatea mea să vă fac băcheiții? Da, da, aștept. Da, mă, cum vă numiți? Cum vă numiți? Ești toc Denis. Am înțeles, senzor. Puteți să vă întorceți, mulțumesc. Denis, gata, Denis. Băiat, vă dau ce vreți dumneavoastră, băiat public, am vrut să zic. Vă rog frumos. Vreau să stau și liniști pe bancă. Mulțumesc frumos. Ultima mea, doar când văd și o femeie, cât pe intru la pârnaie. Cel mai suav.
Sunt femeie la pârnaie? Dar cine era sirena aia, mamă, că ești gură ei? Dar mișoară, vă rog eu frumos, vă ajutați și pe mine. Da, ce ai bagaj? Încerca, mă, ai încercat să vorbești frumos, să-i explici, să-i ăla, n-ară. Păi nu, că nu știi cum sunt femeile, le place mai violent, așa. Așa, cu spatele, vă rog. Nu, am vrut 20 de milioane, Laur. Violent? Gata, 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 gata. Depinde cât de violent. Dar spuneți și mie de ce este compusă tonfa, dacă vă întreb. Da, senzor, pentru primele de alea cât de mișto de pe tine, nu e foarte. Da, da. Haideți totuși să... Știți, să dumneavoastră, frumos. Da, vi se pare că am înjurat că am zis, da, spuneți dumneavoastră. Am pus o întrebare pe care am vrut să nu l-am spus tonfa. Eu înțeleg, ar... Nu știu, oprea. Puteți să vă... Să mai, spuneți, nu știu, să nu mai vorbiți așa de mult. De ce este compusă tonfa? Este o întrebare, vreau și eu pe filmul meu ăla de... M-a părut zic, dragi. Șeful! Merită, mă, merită. Alu! Ok, am pus acolo, deja știu și cât... Bă, tata, tu cât de bine știți cum... Știți din ce este compusă tonfa? Nu, vreau să... Domnișoară, ăla de pe burtă e un taser? Ce arogantă, domnișoară, adică nu vreți să, nu vreți să vă dezvoltați... Da, mă, da, să face Caterinca. ...capacitățile intelectuale de, pe care deja le dobândiți sau nu le dobândiți, nu doriți să le aprofundați și să le... Cum să zic eu? Să vă deschideți aria și orizontul. Domnișoară, îmi place lanțul de la gât. Cumva este un AK-47? Eu i-am zis, mă, dețin și eu unul. Da. Da. Lanț, alo, alo, lanț. Ce vă păricați așa? V-am băluți cu de lanț. Bună seara. Bună seara, bună seara. O, să trăiți, domnul, cum... Ce pasa? Cu ce vă ajut? Colegii mei de la poliție, bă, și ce s-a întâmplat acolo? Nu erau 9 persoane prinse? Adică de ce au curut 7 aici? Pe mine mă întrebați? Șefu, dacă te întorci cu capul, mai vezi unul în partea aia. Doar dacă te întorci, nu e obligat. Un pic, când ai un timp. Pic. Cu coada așa. Așa. Și nu erau 9 în total sau? Celălalt era un câine cu el în gură, a fugit, nu știu. A fugit? Da, da, un câine, un câine cu el în gură. Nu, a fugit, putem să-mi spunem că a evadat. L-am văzut pe afară, fugea cu oranga în piept. Nu știm șeful noi, dacă nu știu oamenii dumneavoastră. Da, trebuie să știm noi. Adică nu credeți că vă luăm la mișto. Dacă îmi dați salar de aici, vă promit că îl găsesc. Sunteți cel mai mișto om, dar nu vă luăm. Aflăm, domnul, nu-i problemă. Aia zic, foarte bine. Da, da, face click dreapta refresh, cum îi zice. Opa, ce văd acolo în zare, un medic? Un medic năzdrăvan. Un medic, am și o problemă. Ceva? Care este rolul garoului? Te pop, te pop. Ce care este garoul? Da. Nu țiganul, nu țiganul. Ce bun, nu pleca. Nu țiganul. Nu știi să mă arăce pe casă. S-a întrebat ce înseamnă garou. Este rolul garoului. E mai ușor rolul decât garou, e mai ușor rolul. Să duce acum, rupe Google în două. Că acum îl vezi pe mine să spună că aveai rolul garoului. Mai lasă-l un minut. Domnișoară. Ce faceți? Sigurică, sigurică? Aștept să spui ceva, să te bat. Place să băgați între gratii. Ați auzit-o? Am auzit. Caută scandal. Domnișoară, vă place cu bătăi, cu de-astea. Ai zis că așteptă să mă bată. S-a amenințat, domnișoară, cu bătăi, cu scandal, cu elastice, cu... Așa, mâncați aș gurița. V-a sărit uleiul mult în ochi, de v-ați pus și ochelari de iasă. Și știți că e bucătăreață? Nu-l bateți, nu-l bateți, nu-l bateți, nu-l bateți, nu-l bateți. Nu-l bateți, domnișoară, adică... Nu-l bateți, domnișoară, nu-l bateți, nu-l bateți, nu-l bateți, nu-l bateți. Iertați, iertați, iertați. Doamne, nu-l bateți.
Și închideți, ia spuneți. Aș spune ceva, dar nu. Domnișoara. Nu, că domnișoara e șmecher. Domnișoara e cea mai șmecheră de pe palier de aici. Pe palier. Nu, scara. Domnișoara, ziceți-mi și domnișoara. Băieți. Domnișoara, ziceți-mi și mie, din ce este compus glonțul? Și? Doar din, praf? Din fer. Praf de la Damian pe bordul la mașină. Dar nu aud, nu aud. Iată să aud și eu. Praf de dat în ochi. De mușcă? Sau de cușcă? Care praf? De drujbă. Da, mă mir că nu știi tu, nu? Păi de unde aș ști? De unde să știu eu, domnișoară? Domnișoară. Îi insinuați ceva? Vreți să vă spun ceva, domnișoară? Ce? Glonțul este la mic, doar vârful. Cartușul este compus din tub, vârful, adică glonț și... Ca să știți să vă dați mare la tub. Gata. Ce, mă, nu m-am urușit, ești nebun? Da. Când aveți timp, nu, când luați salariu. Domnișoară, vreți să vă învăț cum se fac un glonț? Ah. Mamă, ți-a bubuit? Sare arcul. E bine că n-am stat la celula asta 3 ore să moară copiii, dacă nu... Și mai am 2 ani de viață. Aoleu. La ce a zis la început? Ce a zis la început? Ce a zis la început? Dacă ascultați, o să termini foarte repede. Bă, chiar am ascultat, bă. Pe bune. Ia să nu mai ascultăm, că poate se grăbesc ăștia. Fără mișto, că dacă facem ca maimuțile, știi, să îi doare capul și să fac rapid. Hai să mergem. Ne apucăm să facem acum? Niciodată nu-i târziu. Niciodată nu-i târziu. Dacă mă apuc, eu nu mai termin. Aoleu. Dar știi mai maimuțele alea cu gușă de aia mari, pe fac niște zgomote de alea periculoase, bă, totul? Zic ca o alarmă de incendiu. Iată. Mamă, ce sprint a băgat pe acolo. Din gazela. Ce s-a întâmplat? Ce sprint a băgat pe acolo. Șiful roșu. Ce s-a întâmplat, șiful? Tu ai auzit? Ce? S-a dat pula peste cap. Da, domn Cadev, ocupați dumneavoastră, aveți superior aici, domn inspector, că aveți întrebări, da? Domnule, cu cea mai mare stimă, cea mai mare respect pentru toată treaba pe care o face. Faceți pe ce frumos, auziți? Eu înțeleg. Vă rog frumos să se supravegheați pe Bă, n-a fost cine știe ce șaful, dar... Alea? Hai! Colegă, te rog să zici. Nu, domnul Berg, care e la început, domnul inspector Denis, veniți puțin la mine. Eu nu am fost... Ia un tenis, dacă nu ești comentit, ți-am zis că ești pericol public. Dați-și mie un status, vă rog. Puteți să vă trageți din ușă, vă rog frumos. Gata. Îți dai un status dacă vrei, tată. Cu status? Da, tu o plimbi altă futi. Pune pe asta. Bă, eu și tu ăla-i șeful lui îmbrăcat așa cu ei. Haideți. Ok, 5 minute. Gata, domnule. Da, eu sunt ăsta. Auzi-l pe azi. Ok. Hai, intrați, intrați, vă rog, intrați, domnul. Intrați, intrați. Bă, intrați, domnule. Intrați, intrați. Ați venit în garsoniera noastră. Aici, la colibie. Cine să fie? O să lipsește cineva de aici? Ăla mic și negru, mă, care respira greu. Uite, gâtul meu. Ce-ai pățit, bre? Nu știu, am puțin. Deschide ușa, execută comanda, hai. Bun, dacă se strică, poliția plătește 5,4 milioane. Ce pula mea e asta? Hai să-și la prete. Tu pe ăsta. Se putea și mai rapid să deschidă ușa. Adică, nu știu. Adică nu vă mișcați cam încet. Adică... Câte flutări faceți fără să vă opriți? Merge așa cam într-o râlă. Haideți. Și închide și răla acum. Și închide celula, te rog frumos.
Închid aici, închid aici. Da, mă, da, alo, uite cât am stat. Se percheziunează? Da, da. Ți-am spus că ne mai facem cu o dată. Hai, că stau și la rând, m-am băgat aici. Aoleu, nu, domnul, ușor cu percheziția, ușor, că nu am nimic acolo. Asta e procedura. Aoleu, domnul. Și în cur? Da. Place intravenos? Intravenos. Auzi cum mi-a zis mie odată un polițist, dă să mă caut în cavitatea bucală. Eu știu, eu știu ce înseamnă, dar el... Și te-a căutat în cur, ia zi. A, ia zic. Păi da, mă, da, el era la spate, oi, și bun. El mă căuta în cavitatea bucală. Acum avea el gura, ce să vezi. De cât timp stăm în cotetul? Salut, Anton. Eu propun în 3 ore jumate. Și mai am 2 ani de viață și jumătate s-a dus. Mai bună jumătate. Deci cred că mergem am acasă. Un reshade. Așa mi se pare și mie corect. Da, corect. Bă, dar ce știu tu acum în cauci? Broski merge divo, mă. Nu știu ce... Colindători, cred că e Crăciunul, să bapă ăla. Am făcut a mai adreacu. Veniți, bă, cursor, covă. Să mor eu. Mamă, dar greu s-au mișcat. Greu. Da? Doresc da. Să purced și să beau ceva. Se poate să-mi dați cătușele jos? Puteți să mă așteptați un pic, că o să ajungi penitenciar și puteți să beți. Ah, până la penitenciar vezi de 2 ori. Mai facem în acest ritm, mai mor, facem de 3 ori până atunci. Și la început s-a zis că se mișcă repede, dar nu mai zice nimic. Mai facem 3 sentințe. Dar de ce durează așa mult de academia? Nu, nu costă bani, nu costă bani. Nu, dar trebuie să fie procesat toate persoanele care au participat. Da, nu am fost păi cine a participat? Dar de ce a zis toate și nu a zis toți? Cred că recrutează polițiștii acum. Cred că au fost procesate și alea care nu au fost la JAF. Toți procesați sau toate procesați? Doresc să beau ceva. Aveți răbdare. Dacă leșim, vă dau judecată. Șeful, când se pune creatima între S și A? Când vrei. Ascultați-mă. Promo să mă aveți puțin răbdare. Andrei s-a făcut mare. S-i creatima A sau... E legat. Gata, a plecat. S-a dus, a fugit. Ia ies câte doi politici în mașină, unul să scrie, unul să scrie. Bine că n-ai bucat. Ce ai zis că n-am fost atent. De aia sunt doi politici pe tură tot timpul, unul să scrie și unul să editeze. Acum cred că sunt la recrutări, nu știu. Îngajează lumea, nu știu. Te pup, Zelenis, te pup. Haide mă băieți, negru. Hai că rezistau. Deci e că n-au șofer de autobuz mai acum, mă, să caute pe unul, să nu învețe să apese pe butoane. Nu, vă zic eu ce trebuie să ne acum. Trebuie să așteptăm să vină alt cadet să ne petiționeze. Încă o dată, da, neapărat. Și după trebuie să mai așteptăm unul să ne scoată afară și după încă unul care să ne deschidă ușa la... Zic că domnul ăla, chestorul ăla. Zic că chestorul ăla. Poate am voia, pentru că domnul n-are cătușile puse. Aoleo. Bagabond. Da. Păi, dar și ce așteptăm acum? Că nu înțeleg ce se întâmplă aici. Dar nici eu nu mai înțeleg. Să mă bată tata. Poliția română. Română. Ce mi s-a părut lor că e furtună pe drum și de-aia a zis. Hai că... Mamă, coaie, cât să ne pregătim. Spun eu. Cum să ne pregătim? Ce să facem noi? Noi ne pregătim de următoarea percheziție. Mi se pare corect. Haideți, mă, la cu fața la zid. Hai. La perete toată lumea. Mi se pare corect. Chiar ne gândeam când va veni următoarea. Ia zi, tată. Chepu. Mă auziți? Chepule. Da. Puteți să mergeți până la perete acolo ca să mă cătușeze. Toți? Ne cătușeați sau? Pe domnul. Zici că se face și o percheziție neapărat. Dar are luniță, da. Nu-i puneți cătușa pe alună, că... Ghici cine e în cutie. Puteți să vă dați puțin în spate? Găsiți impostorul. Vă rog frumos pe dată. Who is the imposter? Haideți să facem ședința. Eu am fost în vent! Apăsați pe buton, chemați pe bucătăria. Ne aducă și în nou. Eu am fost la electrice acolo.
Făcea la cap. Mai în spate, frumos. Domnul inspector, unde vă doresc să vă anunț că de aici nu se mai iese. Decât cu forța brută. Păi din domnișoara. Colega de la Dicot, mă auzi? Colega de la Dicot, mă auzi? Vreau să vii la spatele lui domnișoara. A zis că are fantezii cu arma. Îi place în cavitatea bucală, cică. Fac o percheziție. Aaaa, să moară tata, tata. Ce s-a întâmplat? Încă o percheziție. Aolea, da, care ceva, da, da, da. Cred că îi place lui domnul să pună... Aolea. Mă scuzați. Ce? Aveți bărbat? Nu, n-am nevoie. În momentul ăsta e cu alta, șefa, du-te acasă, că fute. N-am nevoie, care vibratoare. A și plecat, s-a dus. Înseamnă, n-are bărbat, înseamnă că are, face mâncare proastă, mă, vă zic eu. Aveți nevastă? Da? Aveți nevastă? E la mine la club. Se distrează la club, șef. Cu altă. Hai da! Bă, ăsta pune mâna la capitatea. Dar și le-ai făcut sau le fac din nou? Ce? Nu, le-a făcut nimeni. Nu, nu, niciodată. Dar cum să-l facă femeia? Vreau să vă întreb ceva. Am voie cu telefon în penitenciar? Sau cu stație? Nu. E, păcat. Lasă-mă. Domnișoară? Poți să intri în urmă? Bă, dar mă zgârie ceva pe bucă aici în spate. Care este rolul trăgaciului la arma dumneavoastră? Ce, care este? Ceva la o parte să-i trec. Adică? Mai pot. Vreau să ai plec. Ai vero aici. Care... Eu cred că la domnul inspector îi place la înghesuială, că prea intră pe bune, cred să mor. Băi, din păcate, m-am prins să... Domnul inspector, sunt toți gata? Vedeți că... Încă o percheziție, nu? Am fost percheziționare. Bă, bă, bă. Să-ți închizi aici. Păi ce fură? Ia, băieți, faceți liniște că vă dau cu bastonul, da? Gata, gata, gata. Vă rog frumos. E gata mâncarea? Da. Mai durează un pic. Cam greluț, cam greluț. Acum le-am. Ia să vedem. Le-ați dat echipament degeaba, sincer. Paste sau găluște faci? Okay. Ia, colega de șimă, face găluște cu prune. Colega. Da? Simetezi-l un pic. Poftim? Simetezi-l un pic, că-ți rai băieții ăștia. Ok, m-au zis toți? Da. Haideți totuși să nu știu la seamă, mergem acolo. La autobuz. Oh, în sfârșit, bă. Unde mergem? Unde mergem? Eu mă duc. A, unde mergem? La autobuz. Să spatele vostru ca să nu uitați. A, mergem cu autobuz ca să. A, ce bine, haideți. Haideți să vă facem o diversiune, unii la dreapta, unii la față. Dacă aș putea să... Puțin liniște! Da, să trăiți pe aici? Alo? Pum, pum, umbeam apa minerală și tot de bine, domnișoară, când aveți bărbat. Uite, focul strigă focul. Da, domnule, că eu... Intrați odată. Da, șeful, că nu putem să-i trânzești. Nu mai putem, o să vă ajut eu să... Haide. Haideți, băieți. Aolo. Da, mă, băieți. Veniți? Ține și tu ușa, domnișoară, stai cu fața la perete. Nu vrea să ne împinge cu capul, să ne rovină capul. M-aș eu cu capul. Da? Eu vreau cu asta. Putem alege? Eu vreau cu asta. Nu? Nu putem alege? Urcă în mașină, urcă în Mercedes. Da, da, eu vreau. Hai că... Eu vreau o filmă, este o mașină. Și eu vreau una asta. Și eu vreau una asta. Haideți toți în autobuz. Eu nu o să avem loc toți. Intrăm în autobuz? O să aveți. Nu o să avem loc toți. Tu primul să intri. Nu, intru ultimul.
Intri primul. Eu intru ultimul pe teriga Cristiano Ronaldo, nu? Hai, intră în autobuz. Vrei să intri primul? Intră în autobuz odată! Bă, mai aveți loc? Mai aveți loc? Șapte Cristiano Ronaldo, intră în față. A vrut să intru primul. Domnișoară, haideți cu noi la penitenciar. Aveți nevoie. Aveți nevoie. Domnișoară, la bucătărie acolo. Să vă luați cască. Merg eu la bucătărie pe toți acum la bucătărie. Hai că... La bucătărie. Sigur că nu poți să la bucătărie doar dacă ai făcut o mâncare. Pe deaua aia ce zice? Domnișoară, vreau niște găluște cu prune. O tăl pe săltărețul ăsta cu aia. Kamikaze. E frumos, n-a văzut autobuzul, cred. Deci rupe gâtul pe e și mic autobuz așa. Eu te uite pe unde ai un cătuș. Are loc cu văzduh. E aleea lor acolo, aleea. E bătută de câini, bagabonți. Au și ei norocul lor acolo jos. Domnul de la pază, dacă vă dau 200.000, dați în față un pic? No. Și eu 100.000 de roșii. Și mai dau și eu două. Pun 500.000 pun eu. Ia, 1 milion. S-a terminat banii, dă-i. Da, domnul de la pază, cum vă numi de metri în față. Că ai capacul de la WC-ul ridicat. Nu vorbim să aveți probleme aici. Înseamnă că a fost altul și a mâncat șnițelul. Ce-a făcut, mă? I-a mâncat șnițelul? Da, da, da. Eu cred că ne dă jos, ne pergheți în ziar. Nu, că cred că e toată poliția cu noi acum. Dar au chemat și din Paleta sau și din alte orașe? Eu au și un elicopter pe aici, eu nu știu ce se întâmplă. Băi, eu îmi susțin ideea că e Academia acum. Bă, dar câți polițiai ai nevoie la un transport, mă? Bă, dar mie nu mi-a zis, eu nu știu, că băi, Atula, cum se scrie corect S-a? Andrei s-a făcut mare. Unde? Șeful, tu știi cortizon. Ia zi-mi. Bă, cum se scrie corect? Cordon umbilical. Ia uite în dreapta ce mașini. Ia uita și acolo. Bă, de când sunt eu în orașul ăsta... Ce e aici, mă? De când sunt eu în orașul ăsta, n-am văzut așa ceva. Da, bă, da, aici, bă, pula mea. Doamne, ce da, mă, da, aia zi. Oprind oamenii pat. Aolo. Să vă costăriți pe la careva? Da, domnul, băi, dar ăștia conduc pe Anglia să moară ce-am picat, să uite puțin la ei. Coaie, băi. Chiar că coaie. E Irel, e Irel. Coaie. Pe contrasens, băieții! Ești în contrașanț, vă rup! Vă rup! Uitați-vă la primul, uitați-vă la primul cum stă! Toaa, ferești! Fix în intersecție! Eu nu știu cum s-a luat așa permis. Domnul șofer, de ce nu vorbiți cu noi? Că nu vă facem nimic! Cortizon! Da! Nu stați-mi la nevasta acasă, sunt cu tine aici! Ia zi! Mă auzi, cortizon? Da! De ce strimură vocea așa? Adică? Adică așa un suspans în voce. Ba, chiar nu. Ia zi, cum se scrie corect? Andrei s-a făcut mare, S-a liniuța sau s-a lipit? Nu știu, domne, n-am făcut școală. Se vede. Se vede. N-ai trecut de grădiniță, nu? Câte clase ai făcut? Stai că porni. Bag-o într-o dată, opa. Tu dă-i stânga, mă, tu dă-i stânga. A, nu? M-a auzit o bubuială în spate. Da, am început deja, să pună frână deja. Cortizon, dacă tragi dreapta de volan și sare aici în ce canalul ăsta, nu te mai ieși la nevasta. Da, chiar, dau un milion, fă dreapta acum și sări în canal. Acum, mă, hai. Dau un milion la nevasta, dar să moară frații mei. Nu, Cortizon, mergi tot înainte. Mă duc și îți închid eu closetul. Mă bag pe dreapta acum. Da. Nu-i nimic, fă acum stânga.
Să ai viața lui Berilă Cortizon la penitenciar. 20 de pumni în cap ai de la mine până acum. Îl prindem la jumate, mă. Stai, că familia lui numai cu picioarele îi dau. Numai palme cu piciorul. Da. 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 Parcă sunt mai multe mașini în spate, așa. Păi da, s-au strâns, da. S-au strâns. Mama. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Și din Paleto, și din... Nu am văzut în viața mea, așa. Deci, vreo 13 mașini, cred că suntem. Din Dusty sunt. Domnul Cortizoma, ai o șansă, mă, ieși aici pe autostradă dreaptă, mă. Nu, nu. Ești pe dreapta, mă. A, mă, șefule, te îmbogățești de unul, ai lucrezi toată viața ta, stai la freca și te lovesc cu ce mașini ai tu, să mor tu. Ieși cu 10 milioane aici dacă ne scăp, să mor tu. Degeaba i-am dat bani, băieți, că nu știe să-i numere. Ce faceți, mă? Ne duceți la cazino? Bă, ne știu la păcănele. La păcănele, păi, nu, 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 m-au zis, băieți, păi, sunt două elicoptere în aer care văd tot. De-aia se schimbă ruta. Văd tot, nu? Aaaa, da. Uite, ăla nu știe cum mașina tipa. Da, 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 e pierdut. Cred că e femeie la volan. Da, elicopter la transporte. Da. E 14 mașini, adică un elicopter ce mai zic. Până acum n-am mai văzut niciodată ruta. Asta nu bă, știu, sunt de mult în orașul ăsta. Toate ca toate, dar voi ați văzut ambulanța din spate? Am în vizor. E ambulanța la transport. Băi, e ambulanța în spate, să te pun la cap. Ești, dă-te în pula. Bă, paznic, pune și manele, să trăiești tu. Pune și manele, mâncați. Să trăiască măta. De ce ne oprim? De ce ne oprim, domn paznic? N-ai tu pe o să nu te oprești. Uite, accent în față, doamne. Uite, două elicoptere. Mamă, coaie. Domn paznic. Aoleu, ce se întâmplă? Aoleu, ce se întâmplă? Domn paznic, ce se întâmplă? Mamă! Aoleu! Oprește-mă! 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 Oprește-mă mașina! Oprește-mă, futu-ți morții, mă! Oprește mașina, nu vezi? Oprește mașina, futu-ți morții! Oprește-mă, s-a putut! Oprește-mă mașina, de laule! Băgă-mă și pula morții, mă! Oprește mașina, futu-ți casa, mă! Oprește, nu vezi ce e în față, băi, ne omori, băi, nu-ți-a frică! Bă, oprește, bă, mașina, băi! Bă, oprește, bă! Bă, oprește, bă! Asta, băi, te călcă! Bă, spăla, cu noile, uistule, fă-te-o zburcă! Bă, 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 oprește, bă! Bă, șoferul, șoferul autobuzului ușor! E mort, e mort, e mort, e mort, e mort, e mort! E mort, e mort, e mort! Spade-ți ușa, spade-ți ușa, spade-ți ușa, spade-ți ușa! Spade-ți ușa, băi! Ușa, ușa, mâncava și pulile voastre. Sparge-o, sparge-o, gen, ușa. Sparge ușa, sparge ușa, sparge ușa, sparge ușa, sparge ușa. Sparge-o, 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 urc acum Gustave, stai cu minte. Hai, unde urc? Nic și șase aici? Aoleu. Mamă! Unde urc, mă? Haide, mă, luați-ne, 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 luați-ne. Hai. Aduceți mașini să urcăm. Hai sus. Mamă! Go. La cătuși. Urcă, mă, mă, într-o mașină și hai să mergem. Urcați, urcați, urcați. Luați Skoda, luați Skoda, băgăm. Ino. Urcă-mă, urcă-mă. Hai, deschide ușa. Nu contează, ia-l și hai să mergem. Hai, deschide, hai. Hai, mergi. Plecăm, plecați. Încet să nu plece. Hai să nu mai luăm pe cineva. Pe față să mă. Nu mai avem loc, nu mai avem. Dă-i, plecați. Nu mai trageți Skoda în pula mea. Vezi că e pană, vezi că e pană. Nu Skoda. Crește și să răsă ne pice. Băgai-mi și pula nea Skoda. Cheamă altă mașină să te ia, că asta are pană, cheamă altă mașină. Că o să fie elicopter. Nu cred că e ok. M-ai auzit? Ce? Nu, no, că se vor și foarte tare pe stație. Ok. Ia mașină. Ferească Dumnezeu. Încordează mușchi, bă. Încordează mușchi, bă. Gata. Trebuie să le scoatem cătușile, că eu am trebuit să-i dau.
Frate, sunt văzut dacă nu știu, că tu știu că e. Păi da, unde te duci? Da, unde te duci? Mă duceam în fulă eu. Stai că spuneam. Hai, părăsește zona mai repede, că o să vină elicopterul ăla dacă nu. Ampule, ce faci? Bravo, mă, bravo, 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 bravo. O luăm pe stânga, pe aici. Sau? Hai că o luăm prin Sandy direct, o luăm prin Sandy direct. Ia prin Sandy, dai, dai, dai. Doar că la mine, oricum nu mai e poliție. Îmi tremură ochii rău la mașina asta. Dar e că a avut roțile sparte. Da, pornește, că avem urgență, bineînțeles. Păi dă pe bune, mă. Trebuie noi să ieșim mașina să sărim, dar nu are rost. Mă dor ochii. Mamă, cum a fost. Eu nu vă aud pe voi. Aia e, Cristi. Eu n-aud decât bip bip. Ok. Ce carmata, coi. Ai, vorbe serios? Acum chiar că avem BK0. Dei. Dei ca să-i dau. A venit aromat în pula mea. N-ai mă cum, nu cred. 10-4 coleg. Avem un 10-80 pe o mașină din față, dar nu mai vedem, e ok. Să vezi 10-0 îmi dă pe aia din pula mea armat. Pe bune Antonio. No. Bă, dați acolo un like, un subscribe, dați o... Tokyo de samba pula. Haide. Bun și tu. Haide. Ah. Nu pot. Lasă-mă să dau frustă prima dată. Ce se întâmplă? Să-mi deschide și mie unul, așa că nu o să pot să ies. Stai. Eu am doi aici, cred că toți. Ai trus? Hai, poți? Așa, hai. Da. Ok. Oh, două. Am și eu una s-a dacă vă mai trebuie. Ce să fac? N-am. Stai, că stai. Dați-mi și mie unul, niște bani. Să rămână. Mai trebuie bani, n-a putut. Da, a fost, Gustav, cred că a fost luat. Da, a fost luat. Mai veniți cu bani la cătușii. Cu bani la cătușii. Nu știu când. Nu, pe nimeni. Stai, că n-am nimic. Băi, aici cine sunteți? Butelie. Așa. Nu da, se da, poate, da. S-a rupt încă un flex, mamă, de bravo, titan asta. Bă, ce tu i-ai zis că nu e ok. Nu a fost ok, știi ce? Ce? Îți zic eu. Păi i-am zis că nu. De punctul meu de vedere nu. Nici, treaba, așa am zis și eu. Cum ce da. Mă, cum v-ați dat jos din autobuz? Nu da? Cum ai sudat tu roata. Ah, da. Eu ți-am zis că nu e ok, ți-am zis. Da. Dar nu că n-auzeam nimic. Mulțumesc. Vino ca, tu mi-ai dat, vino ca. Da, stai liniștit. Da, mă, stai liniștit. Dacă o să stăm prea mult, dacă o să stăm prea mult aici, o să nu o să fie ok. Unde e bătrânul? Aici, n-am văzut bătrânul. Ce faci, puiul meu? 2500. Îi dau eu. Las că dau. Ești bine? Eu sunt bine, am caftit gamburi, am caftit medicii. Bine. Bravo, tată. Bravo, ești ce trebuie. Ia bătrâne aici. Bă, dați acolo like, să facem și 150 de like-uri, hai! Aoleu! Și acum cred că o să fiu urmărit peste tot, nu? Da. Aoleu! Bă, deja. Hai. Riviera, scandala, mă. Bă, am bandaje, nu mai ai pantaloni? Îți dau și eu bandaje, dar e aici. Am și eu, vă dau. Aici? A, e ok, n-am venit. Pot să vă mai las o trusă care aveți nevoie, mă? Ia, uitați. Dacă mai stați aici. Eu am o grămadă. Nu, m-am trucat un pic. Pablo? Da? Mai ai nevoie de trusă? Nu. Poate mai vine cineva care e leșinat. Băi, dar Gustav unde e? A plecat. Da. L-am văzut eu, da, a plecat. Da, l-a luat pe Gustav, că l-am văzut și eu.
Dar al vostru, Pablo, unde e? Da. E aici. Aici, aici el. Ești aici? Da, toți sunt aici. Tony. Nu știu unde e. Vedem dacă vine, dacă nu. Mamă. Vreți bine, băieți? Nu mai claxonați. Bă, ați fost nu, genial, nu. Bă, e bine toată lumea, tată. Ne juram toți, Tio, băgai, ești bine, tată. Da, mă, da, sunt aici. Șoferul. Da, eu am încercat cu Bugatiu să-l încetinez, știi? Murise cu piciorul pe accelerație. Murise, de tot murise. Din prima. Da, și că a murit cu piciorul pe accelerație. Pe șoferul și ăla cu Wrangler-ul, că erau călcat trei persoane la cu Wrangler. Aaa, n-ai ce. Sunt bine, sunt bine. Ce cuzic ce... o să stau în boxer, domnișoarelor, dar... Bă, am un pic de frână, nu? Fugiți, bă, fugiți, 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 fugiți! Nu cred că e garda, cred că s-ai noștri. Fugiți! Helicopterul, e un helicopter. Vin și aici. Mai da, bă. One, I have him! Bă, dar helicopter? Cine e ăla cu helicopter? Nu e de poliție, brei, stai! Deschide niște ușa. Cred că-ți dă și de noștri, mă. Haide, Brin, ne ascundem în munți, nu mă, mai gata, hai. Dă-i. Dă-i, dă-i. Hai, pe munți lui Iisus. Dă-i, tată, ne pocăim, că da-li mocarul. Da, aia și a fost. Nu mai scoatem piese. Păi da. No, pic, 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 pic. Șur, șur, șur. Haide, bre, haide, haide, că la vârsta ta te ții bine, haide. Aoleu! Nu cred că mai putem, bre. Ba da, ba da. Ai putut, bre? Nu mai pot, mă, cu aia, fii atent. Aia zic. Aici? Aici stăm, bre, gata. Aoleu, ce se întâmplă acolo în vale? Nu știu, vreau, nu văd. Aoleu. Am trei, să o vedem și pe asta să mor eu. Stai să ne atragem o țără sufletul. Bă, zi. Și ar fi bine să găsim ruta aia pe unde merg ea cu autobuzele. Ar fi perfect, bre. Dar de unde e dracu? Cine e dracu mai știe ruta aia? Sambapul, hai să mai încercăm așa. Apasă, nu mai ale. Mai postrez energiile. Ia bre, vină ca. Nu mai putem, bre. A? Vreau, nu mai pot să mai urc. Hai așa, cu dreapta, dă-i în dreapta. Aoleu. Aoleu. Ama, bre, eu cred că dau înapoi. Hai, aoleu, pe unde să nu prea pot la... să mai urc. Ipoteca asta, cred. Ia să vedem. A? Bre, 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 nu! Am înțeles. Nu, nu, nu. A picat tot? Mamă. No, 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 no. Aoleu, aoleu. Aoleu, bătrâni, mă duci la urină, mă duci. Ești bine, bre? Au, mi-ai dat asta. Ești bine? Da, am niște bandaje, mănâncă pula ta. Bre... Am și o adrenalină de aia, mă ajută aia, ce fac cu ea? Nu, cât ia zbenga cu aia, nu, nu cu aia, lasă, dă bandaje așa ușor. Eu zic să-i dăm înapoi în valie, bre, că sus nu mai. Sau să așteptăm aici, nu știu. Mamă, n-am nici telefon, n-am nici stație. Păi cine, dracu, n-avem nimic. Bă, îmi dau adrenalină de asta, nu mă pun jos aceea. Haide, bre, haide, haide, vină cu aici înapoi la copac. Ușor, ușor, ușor. Ai, aici am rămas. Aici stau. Aici stau, nu mă mai dau. 3, 2, 1 și...
Vezi, poate sar de pe munte iar, că nu mai poți să te ajut. Ai de pula mea, mă, cu temperatură. Aleu. Doi tiu? Doi sunt? Ei, lasă că e bine, că așa sunt mai mulți. Câta pădurea. Aoleu. Era puțin pomii. Bre. Da. Să mor dacă nu le evitezi, ce dracu ai luat? Levitezi să mor eu dacă... Adrenalină. Să mor eu dacă nu levitezi, bre. Adrenalină. Doamne ferești. Aoleu, aoleu. Aoleu. Unde mergem, bre? Păi că nu mai văd văpăture mare. Stai jos, stai jos, stai jos. Stai jos. Uliu. Aoleu. Bre, ești bine? Nu mă, nu reglează vederea, cred că mor. Nu mori, nu mori. Nu mor, tiu. Nu mori, nu mori. Mor măcar cu tine, ți-ai grijă de clubul meu, măcar ți-ai și cu ele. Bre, nu mori, stai niștit, te duc eu înapoi. Bă, nu-mi dă cu reveneală. Ba da, bre. Vrei să dau eu două palmi, să trevii? Nu, nu, da, nu, nu dau eu bătrân tine. Și mă doare urechile. Nu dau eu. Îți dau de stiu, bre, dacă, dacă da, nu trevii. Că e palma grea, tu. Dacă nu trebuie, îți dau destiuie. Ești gangster de ăsta. Gangster de ăla. Gata, vrei? Ești bine? Mergem încetul. Hai în jos, nu? Sau unde? Hai în jos, dă-i morților că au plecat. Pe ce oare mai merge? Tu unde dracu? Că iară te strâng cu farașul. Hai la foie. Oricum cred că ne strângem unul pe altul mai acuș. Nu, nu, hai în sus, băi, mai riscant în jos. Zici? Nu cred, nu cred. Bre, hai că ne-am dus amândoi pe pulă. Bre, 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 unde te duci? Vino cu-a. La dracu, frate. Vino cu-a, vino cu-a. Hai pe aici, hai pe potecă. Pe acolo? Haide mă, urcă, futuți! Nu mai poți, nu mai poți să mergi acolo. Iar! Bă, bă, pu, mi-aș zic asta până la ora asta. Ești bine? De pe aici, de pe aici. Ai că... Aul! No! Bre... Dă-ți bandaje, bre, dă-ți bandaje. Din pulă, că nu mai am. Mai am eu câteva dacă ai nevoie. Cât mai ai nevoie? Cât mai ai? Păi nu, că-ți bine-ți. Ia trei de aici, mai am și eu două, ei, dă-mi răite. Ia. Na, nu, mai avem nicio șansă, bre, zic sincer. Șansă? Nu cred. Zici să luăm o șură în vale? Stai, stai. Nu, cred, ia. Nu, nu, nu. Na. Nu mai putem, bre, să urcăm. Hai în vale. Aoleu. Pas cu pas. Eu tare. Eu zic ție și eu te cum mă duc. Păi n-ai ce să faci, n-ai. N-ai ce să faci. Tu te... Așa, 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 și-l pui, da. Și nu suntem drumeții, vrei? Nu.
Am belit pula. Bre, stai acolo, stai acolo, stai acolo, stai acolo, stai aici, stai aici. Băi. Am belit pula. Armatili. Să moară ce-am pe casă, dacă nu direct. Armatili. Bre. Hidrali, ăla era Hidrali de alea. Doamne, nu știu. Rachete. Eu nu știu ce să le să mă bagă boschetele astea aici. Aoleu. Aia e, bre. Aoleu. Mai scăpăm noi de aici? Să moară familia mea. Că vreodată, bre. Dai de De ce a fost armata, a intervenit armata acolo? Păi, tu crezi că eu știu, era cu tine aici? Nu știu, cred. Dacă era de la din război. Îi dăm în jos sau stăm aici? Hai să încerc. Vezi că aici e rău tare. No, no, no. Aici, aici, tu o mâncați așa. Aici ne-am dus pe măciucă, sigur. No! Bre. Dronele lui ăla, lui cum îl cheamă? Elon Musk! A venit Elon Musk! Hai, noroc, bre! A venit Elon Musk! Haide, bre, că e o mașină jos. Ia vezi, că e cineva jos. Hai jos, hai jos! Hai, poliția! No, 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 no! No! Nu mai urca! Am fugit, dracu, că a venit poliția după noi, lasă-ne că suntem vai de capul nostru. De capul meu. Cu... n-ai văzut cu avionul, cu alea. Noroc că v-am văzut cu telefonul, mei. A venit cu avion, cu beleșcopter de ăsta după noi. Am văzut. Doamne, nebunii. Veniți la rulotă. Care ești, mă? Du-și ia-l pe bătrânul, că e mai bătrân. Du-te ia-l pe bătrânul. Da. Bă, cu motorul ia-l, bă! Dați-vă, bă, dați-vă ăștia jos de pe voi. Bătrâne, ia motorul dacă vrei să fugi. Nu e, e de un loc. Ia armă pe... Haide bă, dă-i. Hai, în sfârșit. Ce faci, băi, tio? M-am dus după bătrânul, dracu, era să-l culeg, l-am cules odată cu șpaclul de pe jos, să moară ce-am picat. Da, unde? El a plecat, a? Nu, i-a dat dus cineva un motor. Bă, eu zic să dai la haine cu aia, că e n-are număr de mantiplare mașina. Da. Mai iau iară, dă-i la garaj, în paletă, cel mai bine. Da. Plecăm de acolo, toți. Ce zici, bă, tio-san? Ce dracu? Bine că n-am murit pe acolo, să moară copiii, dacă nu am scăpat în viață la transport și era să mor pe munte. Voi ce dracu faceți? Ce dracu? Bă, dar prea ușor, mă, cu aia, prea ușor a fost, să-mi bă... Da, mă, a fost easy, oricum erau paralizați și la Jaf. La Jaf. V-au bătut, a? Hai, v-am păpat, băiți. V-a lăsat voi, a? I-a lăsat aia să mă pulași, că era autostradă. Stai scoam mașină, tu. Hai, și mai dus. Hai sus. Ia, pardon, băi, scuze. Bă, aveți grijă. Vă pup. Și tu, și tu, papa. Da, papa, ceau. Da-te, Ribor, să scoam mașină. Păi scoate-o mașină, sau? Încordează mușchiul, bă. El încordez. Încă, dă-i. Am înțeles, ai pană la drept. Hai că o parchez. Hai că scot eu, dar nu știu ce să scot. Scoate ce-o fi, pula mea, nu știu. Nu, no, vezi că eu nu scot mașină, că o să ia după numărul meu. Lasă, că scot eu. Da. Bătrânul, că-l caută băieții. Păi era cu mine. Am înțeles cu aia. Iar avion. E acolo, mă, s-a dus unul la loc cu motorul. Au plecat. Dați-mi și voi așa un pic, vă rog. Haide, mă, dă-i. Da, e așa, că se ducă băieții, scoate și ăsta. Vezi că eu nu scot, că după... Scot eu. Hai, stai. Hai, sus.
Dacă și la asta mai e bană în papul. Nu am mai mult. Bă! Verișor, verișor. Să moară ce-am picat să cu aia, veni pe contrasezi direct. Băi, care ești? Băi! Bă, băieți, eu v-am pupat, vă urez noapte bună. Ne auzim mâine seară pe live, da? Vă pup! Să aveți o noapte cât mai e plăcută, dragilor. Vă pup, noapte bună, pa, pa!